Bună ziua tuturor! După cum v-am anunțat în videoclipul de ieri, astăzi sunt live alături de domnul inginer agronom Silviu Alexandru, omul care conduce magazinul online www.seminteplante.ro. Așteptăm să intre câteva persoane, să vedem dacă apar ceva întrebări. Ce să, sau face eco. Acum suntem live, da. Bună ziua, puteți să ne faceți și nouă confirmare de imagine și de sunet? Salut, Claudiu. Mulțumim frumos. Aceasta este surpriza despre care vă spuneam în materialul de ieri. Domnul Silviu Alexandru a acceptat invitația mea de a participa la un material filmat și un live. Deci noi doar ce am terminat de filmat un material pe care o să-l postăm săptămâna viitoare pe canal. Și acum suntem live alături de dumneavoastră. Așteptăm întrebările dumneavoastră la care o să primiți răspunsuri super calificate de la domnul inginer. Să rămâne doamna Iani. Vă salut pe toți. Vlad Ion, Laurențiu Moraru, Cristina B. Salută. Raiman, Constantin Marian, Iordana Lovin, domnul Sorin. Salutați și dumneavoastră. Că salutări. Live. Avem 50 salutări de persoane live. Sunteți. Mulțumim. Bună ziua, doamna Elena Dudu. Dar m-am gândit să fac această propunere pentru că domnul inginer mă ajută pe mine personal și prin intermediul meu și pe dumneavoastră, pentru că eu nu știu răspunsul la toate întrebările pe care mi le adresați și comunic cu dânsul și mă ajută, după care eu vă răspund. M-am gândit să fac acest material și, bineînțeles, îi mulțumesc domnului Silviu că a acceptat această invitație, pentru că suntem în perioada în care semănăm sadurile de legume pentru anul, pentru perioada următoare, pentru sezonul următor și știu că și dumneavoastră și eu toți avem probleme, probleme la care trebuie să găsim soluții. Pentru imagine ar trebui să selectați calitatea imaginii din dreapta ecranului sus și să schimbați rezoluția la 720. Bună seara tuturor, doamna Elena Dudu, Cosmin Nica, Itim Nicolae, Raiman, Arinela Gerea, Florin Lulciuc, Nicu Luca. Bun, avem prima întrebare de la Raiman. Ce sfaturi aveți dacă am sol lutos? Se poate ameliora pentru cultura în solar? A fost puțin discutată și în material mai devreme. Păi, ce să zic, se poate lucra cu el, nu e neapărat solul ideal. O atenție sporită trebuie acordată rădăcinii sau momentului plantării. Trebuie ajutată rădăcina să se dezvolte și există risc foarte mare, mai ales în sol luto-argilos, să dezvoltăm fenomenul de rădăcini puturoase, rădăcini care să rămână în cub. Și atunci ar trebui, zic eu, un stimulator de înrădăcinare aplicat sau lucrat la rădăcină, nu numai cu un stimulator de înrădăcinare, lucrat încă din faza de răsad, apoi unul și după transplantare, cel puțin unul și după transplantare. Dar poate și mai multe după transplantare. Zic minim două. Acum depinde și ce urmărim și ce rezultate urmărim. Și o atenție foarte mare. Adică udăm la groapa de plantare, după aia plantăm și după aia nu mai udăm o perioadă cât mai lungă posibil. Și nu o pot spune ca număr de zile pentru că trebuie să o corelăm și cu cât de cald va fi sau cât de repede se va evapora. Ideea e că nu e o problemă că planta după plantare arată puțin urât, o săptămână, două. Este perioada în care ea încearcă și își duce rădăcinile mai jos de nivelul cubului. Poate se fixează mai bine în sol, automat că atrage mai bine multe minerale și scăpăm de problema asta. Cu solul ăsta lutos va sfătui chiar și
la udări să aveți o grijă mai mare, mai puțină apă, mai ales la Ardei, unde adică există... Alegem varianta cantitate mai mică și dar mai des, des, da? Dar și adică trebuie să fie și corelat cu ce se întâmplă în condițiile de mediu. Dacă avem nori, udăm mai puțin, dacă avem soare și se evaporă, cu siguranță vom fi forțați să dăm mai mult. Haideți să spunem exact biostimulatorii, pentru că oamenii vor ceva fix. Da, recomandarea mea este ProRoot, despre care voiam să l-avem și pe masă, că l-avem și în doză microambalată de, aici ca să de anul ăsta. Cu ProRoot se poate lucra, sau cel mai ușor, după părerea mea, este să facem imersie la început, imersia alveolelor sau a cubului în soluție. E foarte simplu, punem, acum e și monodoza asta de... Mă rog, monodoză, dar nu e chiar monodoză, de 60 de mililitri, o torni într-o albie mai mare de apă și fiecare tavă alveorară se bagă acolo, se scufundă și își trage soluția. Imersia pe care o fac eu în produsul, da, produsul se poate aplica și foliar, așa vine, vine și cu seringă de dozare ca să fie ușor de dozat. El există și la, și la litru și la 5 litri la noi în ofertă. Iar pe lângă acest ProRoot, eu aș continua cu Symbio MicroGrow, produsul pe care îl folosiți deja și pe care și noi îl împingem destul de mult pentru că avem rezultate bune cu el. Symbio MicroGrow va face ca, va face să aveți mai multe rădăcini adventive acolo, va crea ca un, ca o rețea, să zicem, de rădăcini la nivelul solului și atunci automat, dacă ne imaginăm sau încercăm să vedem planta, rădăcina și solul și ne imaginăm rețeaua de rădăcini jos, automat că tot ce va cădea acolo, îngrășământ, apă, va fi mai repede absorbit decât într-o situație în care nu avem rețea de rădăcini și avem doar două sau trei rădăcini adventive pe lângă rădăcina principală. Bun, mai jos spune domnul Raiman că mă gândesc să-l amestec cu compost o cantitate destul de mare. Este foarte bună varianta să-l amestecat, da, cu clar, compost, dar puteți să o faceți treptat în câțiva ani de zile, adică să vă faceți... Structura solului nu se schimbă peste noapte, indiferent cum ar fi, nu avem ce face. Dar ar fi bine să vă faceți dumneavoastră propriul compost, să nu-l cumpărați, să aveți o investiție foarte mare o singură dată. Faceți culturi, faceți compost, aduceți compostul în sol și bineînțeles că în câțiva ani de zile o să-i schimbați structura. Da. Bun. Deci să luăm altă întrebare, că deja sunt multe. Și Marinela Gerea ne întreabă ce facem cu tuta absoluta. Eu sunt un subiect, da, pe care... La fel, subiectul a fost abordat și în materialul de mai devreme. Dar nu, de unde am, sau de unde am pornit? Am pornit de la faptul că vara o femelă pune cam 250 de, sau să zicem că dintr-o femelă pornesc cel puțin 250 de indivizi pe un ciclu de viață care se reduce poate chiar la 20 de zile când avem temperaturi foarte mari, deci atât durează apariția unei noi generații. Și atunci dacă ne imaginăm, nu știu, două luni de vară și mulțim cu 250, de fiecare dată când se mulțește, vă dați seama cât de multe ajung să fie într-un solar. Și atunci, la fel cum am zis și în podcast, nu e suficient o singură măsură, este, am vorbit în podcast de măsuri integrate. Asta ce înseamnă? Înseamnă mixarea și voi încerca să le enumăr. Primele măsuri sunt măsuri care, de care cu siguranță ați mai auzit și voi începe cu capcanele negre lipicioase, nu neapărat pentru combatere, ci pentru monitorizare. După aia, cu feromoni, am discutat și acolo, nu atragem alte tute din cauza că punem noi feromon la noi în solar. Cu capcanele, da, cu feromoni... Asta era problema abordată, da, în alte live-uri și oamenii spun, da, că odată cu folosirea capcanelor cu feromoni, atragem tutele din... Tu deja, din părtare. Deja când le-ai pus, tu ai cel puțin una acolo, să zicem, dar nu e una. Deja e o populație și suficient de mare. Și trebuie să încurcăm pe aia să se și, exact. Ținta la noi este să reducem cât mai mulți adulții și să combatem larvele, că larva face paguba. Capcanele cu feromoni ne ajută, cu cât e o doză mai mare de acele ferodis tuta, cum le spun, puse pe un, nu neapărat să luați tutasanul, trap, în ligiane cu apă, cu o piatră în mijloc, în care să fie 5 părți apă și o parte ulei.
izoneturile, și aici deja intrăm pe măsuri care ajută și care au dovedit rezultatul. Izoneturile sunt acele fire mici din plastic cu sârmă înăuntru. Le-am arătat pe canal. Da, da, pe care l-ați arătat pe canal. Noi avem doi fermieri foarte apropiați de mine care au fost primii care au vrut să încerce firele de izonet și în primul an cu rezultate bune, mai ales că erau fermieri care în trecut fuseseră afectați foarte rău de tuta absoluta. Practic ce fac aceste fire? Aceste fire sunt încărcate cu niște cu feromoni sexuali, le spunem noi mesaje, să zicem. După ce le dispersăm în solar cât mai egal posibil, face ca adultul să nu se mai înțeleagă cu să nu se mai întâlnească cu femeia. Ce densitate recomandați la 100 de metri pătrați? În general sunt 100 de fire izonet la 1000 de metri, din câte știu eu. Deci ar trebui cel puțin 10 dacă facem diviziunea pe... Cel puțin 10 la 100 de metri pătrați. La fel și aici, ține foarte mult, noi recomandăm acum, dar ține foarte mult și de cum e construit solarul. Toată lumea trebuie să monitorizeze, să vadă, băi, dacă mi se pare că sunt mai multe spre aerisire sau dacă mi se pare că sunt mai multe spre... Să mărim densitatea. Da, mărim densitatea acolo. Ideea e că ele ar trebui să fie distanțate cât de cât în mod egal, că să zicem că acoperim noi uniform solarul. Dacă vă uitați la noi pe site, în descriere la izonet, dacă lăsați mai jos, sunt câteva scheme cu recomandarea de monitorizare. După izoneturi trecem la insecticide. Nu se poate fără. Și aici la insecticide aș vrea să vorbesc de insecticidele vechi. Avem și un produs nou omologat cu care nu prea s-a lucrat pe tuta absoluta pentru că nimeni nu știa neapărat eficiența. Și eu aș zice așa, în cazul în care vorbim de soluții bio pentru tuta absoluta, răspunsul e că nu avem. Singura soluție ar fi bactospeinul, care e un produs care e integrat și în agricultura convențională, deci nu numai în agricultura ecologică, și care are un efect foarte, foarte bun pe larvele de tuta absoluta. Atenție. Nu lasă reziduri în frug, nu? Adică nu lasă reziduri în frug, dar atenție, timpul de pauză la bactospein e mai mare decât la coragen. E de 7 zile la bactospein. Deci chiar dacă este un produs biologic... acceptat, da? în agricultura ecologică, da? Nu se recomandă consumul fructelor decât după 7 zile. Și la coragen avem timp de pauză? O zi. E timpul cel mai scurt de pauză. Coragenul este, să zicem, produsul pe care toată lumea, sau mixul de afirm cu coragen, e produsul pe care toată lumea îl folosește și e produsul cel mai des recomandat și în fitofarmacii, din câte îl văd. Ori în aceeași pompă, ori alternativ. Recomandarea mea e să alternați întotdeauna substanțele active, pentru că, atenție, tuta absoluta este un, poate cel mai flexibil dăunător. Dezvoltă rezistență foarte repede și la fiecare produs. Niciodată cu o aplicare, asta e în general la insecticide, dar mai ales la tuta absoluta, cu o aplicare de coragen, nu omorâm toată populația și automat ce rămâne are rezistență la coragen, sunt șanse foarte mari ca ce se înmulțește din populația care a rămas să aibă rezistență mai bună la coragen sau să fie nevoie de o doză, și aici n-ar fi bine să zic asta, mai mare ca să moară. Păi de ce să nu putem face și noi la noi? Pentru că aici e un cerc vicios. Noi cu cât creștem doza, cu atât creăm rezistențe și cu atât le omorăm mai greu. Mă gândesc că fermierii care produc legume pentru vânzare, ei cresc dozele. Cu siguranță și cresc. Dacă la coragen timpul de pauză este de o zi, afirmul ce timp de pauză are? Nu știu. În fine, nu mai contează, un pic mai mare, dar 7 zile la ei fel. Dacă dau alternat, obligatoriu, nu respectă nici timpii de pauză. Timpii de pauză sunt corelați la doza omologată de coragen. Deci dacă noi dăm doză dublă de coragen, noi nu mai știm cât timpul ăla de pauză e o zi. Nu se duce nimeni la doză dublă. Da. Clar nu, eu doar spun ca idee că timpii de pauză sunt corelați la o anume doză de substanță activă. Dacă dăm doză dublă, trebuie făcute analize ca să știm, bă, în cât timp se metabolizează acea substanță activă din produs.
Haideți să zicem următoarea întrebare. Afirm și coragen. Nu, păi, eu aș zice să continuăm, că la tot absolutan nu e, adică nu e suficient, poate o să zică cineva, păi stai mă, că eu am dat și cu Bactospain și cu afirm și coragen. Deci toate măsurile astea le facem pentru a încerca să ținem sub control dăunătorul, nu vom scăpa de el. Ne-ar fi ajutat și sper că înțeleg că va fi o temperatură negativă. Adultul, da. Deci tuta iernează în toate stadiile, iernează și adult și pupă și... Deci, ouă, la temperatură de 0,8 grade pierderile sunt minime, adică nu mor decât se pare vreo 50% din ele. Avantajul... 8 grade cu plus? Da. Păi da. Nu, eu am făcut recomandarea da. Să deschidă solarele. Când e foarte bine, când e frig și să sperăm că o să vină temperaturi negative. Deci în condițiile în care nu sunt plante, nu aveți o cultură de iarnă, puteți să deschide solarele într-o noapte geroasă, să înghețe solul și în solar până în mijloc și atunci se reduce foarte mult. Ar fi cea mai bună sterilizare, da? Asta e, da, e singura măsură pe care o pot să fac. Deci 0 grade ar trebui să mă arătate. Acum și toată lumea trebuie să înțeleagă că vorbim de un dăunător care, la care acum 3 ani se punea problema carantinării unei zone din apropiere de București. Deci nu e un dăunător care va dispărea curând și doar trebuie să ne acomodăm cu el și să încercăm să-l ținem sub control. Și aici vin și cu insecticidele, cu produsele mai noi, care nu știu dacă au fost neapărat folosite de toți fermierii. Minecto Alpha e un produs pe care îl putem aplica o dată radicular de două ori foliar, amestecat cu celelalte insecticide sau în mixul pe care l-am spus mai devreme, adică cu coragenul, cu afirmul, adică cu bactospeinul, să intre în planul de combatere. Să intre în planul de combatere. Da. Și Minecto are avantajul că îl dăm pe sol, e tras și de plantă după aia, că știm că avem larve de tută și pe tulpină. Pe instalația de picurare, da. Doza omologată este de 100 de mililitri la 1000 de metri pătrați. La fel, se recomandă distribuirea cât mai uniformă. E bine ca, în instalație, ca la instalația de picurare să avem un injector, un kit venturi, să putem, sau un injector. Sunt sisteme relativ simpluți făcute, ca un bypass pe coloană. O să avem, o să avem. Ca un bypass pe coloană și un sorb, tragi din vasul de dizolvare, ăla e bun și pentru îngrășăminte. Tragi din vasul de dizolvare, dai drumul la robinet și pleacă odată cu apa. Și pleacă odată cu apa. La Minecto chiar eu recomandat să se aplice cu o doză cât mai mare de apă ca să fim siguri că se dispersează substanța. Eu la tratamentele astea de sol am recomandat, pentru că vorbim de solarii mici, am recomandat manual. Facem soluția în butoi se și poate, după aia la fiecare plantă. Se poate scoate duza la vermorel și turnat în jurul plantei. Da. La fel, un alt insecticid pe care, care trebuie integrat în programul de combatere este Alverde. Și nu știu dacă e, chiar nu e foarte, foarte popular sau foarte mult folosit și din câte știu nici în fitofarmacii, în anumite fitofarmacii nu se recomandă chiar atât de mult folosirea lui. Alverde este tot așa acceptat în legumicultura organică? Nu. Dintre tot ce am zis acum, doar bactospeinele este acceptat în legumicultura organică. Iar pe lângă Alverde, la fel, Voliam Targo se poate folosi și un produs nou, vin de la un simpozion Syngenta, am fost săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, la un simpozion Syngenta și se pare că Karate Zeon va primi omologare pentru tuta absoluta, că i-au descoperit că acel Lambda Chialotrin din Karate Zeon funcționează bine pe tuta absoluta și, mă rog, intră la omologare, încă nu știm, că n-am date despre timpii de pauză la tomată. Eu sunt convins că fermierii au descoperit că Karate... Cu siguranță așa se întâmplă. Totul. Oricum, și au văzut e un mix din ce am văzut și la ei, așa lucrează și ei, cu informațiile le au de la fermieri și noi, când avem hibrizi noi, automat că te duci la fermieri și testezi și primești rezultatele. Cum și la mine, la Pepe, la fel, eu colectez, că e foarte ușor când, adică, dacă mă duc să vând tomate la un fermier de tomate, automat fermierul de tomate știe mai multe despre tomate decât mine. Eu știu caracteristici, eu știu, dar el când ajunge la parie, el știe ce vinde, cum vinde, el știe cum culege, cum lucrează. Da. Toate astea sunt lucruri pe care le știe, le știe el, cum sunt la mine la Pepe, la mine văd din direct, văd când vine doar un vânzător și când eu la fel, eu știu ce hibrizi îmi pun, că știu când îi culeg, eu știu cum îi așez, cum îi depozitez.
ce vând, cum vând, toate astea sunt informații pe care le adun de la fermier, pe care nu le ai din, și la fel și cu, și cu substanțele. Și le-am terminat pe astea omologate. Mai există și o variantă de neomologate. Variantele neomologate, nici n-ar trebui ca fitofarmacist să vorbim despre ele. Variantele neomologate sunt variante care se folosesc în momentul în care avem rezistență sau nu mai dau rezultate variantele neomologate. În practică pot să vă spun că se folosesc Avaunt și Benevia, se folosește cu succes în combaterea tutei absolute, chiar dacă Avaunt nici nu s-ar mai găsi, se pare, chiar dacă produsele nu au omologare pentru asta. Dacă nu au omologare, nu recomand să o faceți, pentru că nu știm în cât timp dispar din fruct, nu știm în cât timp se metabolizează. Sunt insecticide care au omologare pentru un alt... Sunt insecticide care au omologare pentru alte culturi, dar nu putem, atâta timp cât nu s-au făcut analize, nu putem să presupunem... Adică plantele metabolizează noi, exact, diferit. Da, nu putem să presupunem noi, nu putem să presupunem că la roșie e ca la căpșună sau ca la varză. Și la fel verimarcul, băgat pe jos, poate să ajute, băgat pe picurani. Dar, încă o dată, repet, abordarea la tuta absoluta nu trebuie să fie una de cum scăpăm de ea, ci de cum să o ținem sub control. Și să... cu pagube cât mai puține. Tuta absoluta e dăunătorul care, cu asta vorbeam și în materialul de mai devreme, poate dacă la trips ai niște ceva în primele pete galbene, poate poți să valorifici roșia așa, dar de la tuta, dacă ai acolo galerie băgată, dacă ai larvă în ea, nu mai ai ce face cu ea. Și poate să dea pagube de 100% lejer. Problema va fi în a doua parte, adică în vară. În vară, când deja apar mai multe cicluri și... Da, problema va fi în vară. Bun, haideți să trecem la următoarea întrebare. Nicu Luca ne întreabă ce trebuie să fac prima dată la sol după înființarea unui solar nou. Ar trebui solul, cel puțin o motosapă. Acum depinde de ce unelte... Cred că se referă la fertilizare. Înaintea primei plantări, cu ce ar trebui să fertilizeze, în primul rând. Și acum că am deschis în materialul filmat discuția despre pH, trebuie să măsurăm și pH-ul solului, pentru că dacă venim cu, da, cum am recomandat eu mai de mult var, dar acum au apărut variante mai profesionale, speciale, deci pentru sere și solarii. Carbonatul de calciu simplu și dolomita, care are niște magneziu în plus și puțin, foarte puțin MPK. Dacă e să, o să-i răspundem pe urmă colegului, că o să-i dăm toate răspunsurile pe care și răspunsul clasic și răspunsul... Trebuie să stăm puțin. Dar ținând cont că e la modă treaba asta cu dolomita și cu carbonatul de calciu folosit în solarii, da, produsul e foarte bun și e foarte bine de a fi folosit, dar ar trebui făcut cu verificarea pH-ului solului, pentru că dacă valorile de pH se apropie de valori ideale, dacă l-avem deja la 7, nu ar trebui să mai aplicăm sau ar trebui să dăm doar o aplicare de întreținere. Dar dacă avem valori de 5 sau valori de 6, atunci aplicările se fac în doze mari. Spre exemplu, la un sol cu un pH de sub 5, doza recomandată de dolomite este de 2 tone la hectar. Iar la un sol cu pH între 6 și 7, doza recomandată este de 500 de kilograme la hectar, aplicate, atenție, o dată la 3 ani. Nu recomand să aplicăm dolomită fără să măsurăm pH-ul solului. Eu am vorbit în material de asta, dacă mă duc eu acum, găsesc pe aici pe sus aparatul ăla, știți pe unde este? Trebuie să pornim VMS-ul, că nu știu ca locație. Da, există un aparat cu care se măsoară. Există un pH metru, are o sondă, afișajul e una, o variantă destul de accesibilă la preț, are o sondă, afișajul este cu un ac, da. Cu un ac și trebuie luat din mai multe
părți, băgată sonda cât mai adânc, pentru că trebuie să o luăm de la nivelul rădăcinii, nu de la suprafață, băgată sonda cât mai adânc, trebuie luat din mai multe părți ca să vedem ce valoare avem, să știm să ne ajustăm pe urmă. Într-un solar de 100 de metri pătrați să măsurăm în 5 locuri și facem o medie. Ideal, nu? E da, 5 locuri în colțuri și în mijloc și ne cam dăm seama despre ce e vorba. Dar în experiență, da, putem să avem o solă cu două valori diferite de pH. Și atunci luăm decizia de câtă dolomită să punem și în ce cantitate. Și referitor ca la sau îngrășământ, ca îngrășământ. Ca să-i răspundem acum vom putea discuta aici mult și bine. Ca să minimizăm, să zicem, răspunsul clasic ar fi: domnule, trebuie să faci analiza solului, vezi ce lipsește, vezi ce vrei să pui acolo și atunci vii fix cu ce îți lipsește și cu ce urmărești să obții. Aveți o recomandare pentru o locație unde se poate face analiza solului? Noi la fermierii noștri facem și noi. Acum nu am stabilit-o, de-aia nici nu e publicat nicăieri, că nu am stabilit-o anume suprafață. Noi le facem la Stedesa, la o firmă care produce îngrășăminte solubile. Nu am stabilit o suprafață minimă, pentru că nu, cu siguranță nu vom putea, dacă vin cereri de 200 de persoane, nu vom putea să facem 200 de cereri într-un timp scurt, să zicem. De asta nu am stabilit și nu ne anunțăm cu asta. Analize se pot face la anumite direcții agricole, dar cel mai simplu la Alcedo, dacă Alcedo. Cunoașteți, la Holland Farming sunt plătite analizele astea, la Alcedo, la Holland Farming, cine vrea să-și facă, poate să-și facă, primește și un buletin și acolo, dacă în momentul în care le trimiți, ar trebui să menționezi și ce cultură vrei să faci și ideal e să dai chiar și producția pe care ți-o dorești tu, pentru că ei acolo judecă după un consum specific al plantei la untele de produs. Dar ca să-i răspundem domnului în cauză, trebuie să ținem cont de niște reguli cât mai de bază, adică planta la înrădăcinare are nevoie de fosfor, după aia, mă rog, astea sunt minimizate cât mai mult. De fosfor mai mult, după aia, după aia împingem cu azotul, după aia în partea de fructificare și calitatea fructului avem nevoie și de potasiu, la fel, de un dezechilibru de fosfor avem nevoie și la înflorire. Recomandarea mea generală, dacă e un solar pe care nu se fac analize și nu știm ce e în solul ăla și presupunem că e un sol mediu aprovizionat, recomandarea mea e să facă fertilizări cu un MPK sub forma de 7-7-14 sau 11-11-21, deci cu puțin mai mult potasiu, iar să folosească stimulator de înrădăcinare și atunci corectează, să zicem, fosforul și îl dă fix în momentul în care planta are nevoie. Să urmărească planta dacă îi se pare că vegetativ nu se dezvoltă cum trebuie, să intervină cu azot. Azotul și-l ia planta foarte, foarte repede, fie el sub formă lichidă, fie el foliar. Deci îl dă foliar, ori îl dă radicular. Noi avem aici carbumicul care lucrează foarte bine în momentul în care îl aplici, îi dă un boost de creștere. Da, recomandarea cam asta e. Sau dacă e orientat către bio, sunt produse ca Abono 433 sau 326 pe care le poate împrăștia. Și Abono este și organic. Pe sol și este certificat organic. Da, da, da. Bun, George Neagu ne întreabă: bună ziua, tratament de la semănat repicat până la plantarea florilor, gazanii, petunii, crăițe, bănuței. De florile de iarnă cu semănare din septembrie și după aceea în decembrie. Greu de făcut, de zis unul general. Acum m-aș duce întâi spre profilaxie, despre care am vorbit. Folosim turbă, adică și înainte. Obligatoriu trebuie să folosim turbă, mai ales la semințele foarte mici, cum ar fi la petunii. Folosim turbă și încercăm să urmărim mediul de acolo. Încercăm să aerisim când crește umiditatea prea mult, încercăm să nu lăsăm la fel să se usuce, că nici prea uscat nu-i bine. Da, ne zice domnul Florin Lulciuc aici: eu cred că dacă se elimină umiditatea, nu mai trebuie niciun tratament la răsat. Asta este, ar fi ideal. Nu mai trebuie niciun tratament, dar nici nu poți să te duci în umiditate de zero.
Deci tu trebuie să elimini excesul de umiditate, dar umiditatea aerului trebuie să existe. 70-75%. Da, trebuie să existe, nu poți să duci în zero. Și atunci pentru florile astea aș zice că un folpan sau un captan ar fi suficient în primă fază. Udare după răsărire, folpanul? Nu, se poate folosi, să zicem, folpanul și înainte. Înainte de răsărire. Înainte de răsărire. Prin udare, da? Prin udare. Udare normală de 15 grame la de 15 grame pe 10 litri. După care ar trebui lăsată planta să-și dezvolte frunzele adevărate, ar trebui monitorizată. La culturile care intră din toamnă în iarnă, cred că un risc mai mare în funcție de vreme sau o atenție mai mare ar trebui dată și la botritisuri, care pot apărea și în stadiu de răsat sau plantă tânără. Atunci trebuie monitorizat și sunt produse ca Signum Switch, care au efect, sunt produse ca... chiar și Metiram are efect, sau sunt produse ca Signum și Switch, da, sau sunt produse universale, strobidurinele, mă rog, gazoxistrobinul, acum e și foarte la modă și foarte ușor de folosit, adică Amistar sau Ortiva, oricare dintre ele, spectru foarte, foarte larg cu gazoxistrobinul. Asta foliar, dar în momentul în care avem frunze adevărate bine dezvoltate. La fel îl menționez și aici pe Symbiomico Grow, pentru că întărește planta destul de bine și e posibil să nu mai ai nevoie nici măcar de următoarele, dacă ai folosești și Symbiomico Grow și aplici o profilaxie foarte, foarte bună acolo, e posibil să nu mai ai nevoie nici de Amistar, nici de Switch, nici de Signum deci pe care l-am menționat. Deci micorizele funcționează foarte bine și la flori, nu? Funcționează foarte bine și la flori, da? Aici aș vedea, într-adevăr, trebuie o atenție în plus față de legume la putregaiuri. Da, cu produsele astea, deci cu Signum și Switch, care sunt strict pentru asta, sau cu Ortiva, dacă vrei să dai de întreținere și ți-e frică și de alte ciuperci, ar dar trebui să... Ortiva Top, nu? Ortiva Top are și difenoconazol și e produsul mai scump, dar există și nu prea ar ajuta la flori neapărat, să zic eu, difenoconazol în perioada aia de iarnă, ăla te ajută la alternarioze, la altceva. Dar se găsește Amistar, care e produsul mai ieftin, care conține tot azoxistrobin, înainte se numea Ortiva Simplu, acum din cauza de nu știu de ce. I-am schimbat numele la Amistar. Aia e varianta, să zicem, universală pe care poate să o folosească. Bun. Iar la insecte trebuie monitorizat, nu ar trebui încărcat. Dacă nu apar acolo așa de multe, nu ar trebui încărcată cu aplicări preventive trebuie săptămânale. Trebuie monitorizat. Capanele picioase nu trebuie să lipsească din răsante, da, din solare. În perioada asta v-am arătat și eu în videoclipul de ieri. Capanele picioase sunt pline în anumite zone. În condițiile în care totuși am avut temperaturi negative, că au fost minus 2, minus 5 au fost la un moment dat prin decembrie, la mine în zonă, și în răsadiță, unde țin răsadurile de bardei care sunt răsăriți acum, am montat mai multe capcane picioase pentru că eu nu am văzut nicio insectă și pusesem așa câteva capcane și pe capcane au apărut insecte. Nu, dacă sunteți aici, am pus mai multe pentru combatere, ca să limitez foarte mult folosirea de insecticid. Să nu ajung să folosesc insecticid. Da, în doze mari funcționează. Ionuț Rusu, bună ziua! Aș dori o recomandare pentru un hibrid de pepene care are o producție bună, nealtuit. Hibrid de pepene pentru o producție bună, nealtuit. Acum ar trebui să știm spre ce fel de pepene se ghidează domnul Ionuț. Că răspunsul standard e în felul următor. Băi, uite, îl iei pe pepene verde ca să îl iei pe arașan. Păi da, dar și aici sunt calibre mari sau sunt pepene mai timpurii. Dar îl iei un pepene cu maturitate medie. Cum este... Haideți ca să limităm întrebarea asta, pentru că sunt destul de multe. Domnul Ionuț Rusu, lăsați un mail pe contact. Dacă îmi dă mail, putem să discutăm despre pepeni. Da, ca să dați mai multe informații. Foarte, să dați mai multe informații. Mult, pentru că eu am și pepeni, dar îi pun altoiți. Răspunsul standard și primul ar fi, da, pune-l pe arașan sau pe caristan sau pe, nu știu, dumara, că sunt hibrizi cu fructe mari și automat n-ai cum să dai kicks la producție. Dar dacă ți intervin și situații de-astea de piață sau clienți mai pretențioși care vor coajă mai albăstruie, vor miez roșu aprins,
Atunci au apărut hibrizi noi care, cu care cu siguranță obținem rezultate bune. Și din hibrizi ăștia noi, care nu prea sunt băgați în seamă, eu aș menționa așa, Grandisul și Brixberry. Sunt hibrizi care, chiar dacă nu ating calibrele lui Arașan și Caristan, sunt hibrizi care poate oferă ceea ce vrea comerciantul mai mult sau ceea ce vrea raftul mai mult. Adică coajă puțin mai închisă, miez roșu aprins, practic un pepene mai atractiv. Dar ca să discutăm mai mult despre subiect, un e-mail pe contact sau pe office@aronseminteplante.ro, că îl văd eu mai repede pe office@aronseminteplante.ro. Și detaliem despre fiecare în parte. Bun, deci ați înțeles, cu pepenii trebuie să lăsați un mail ca să dați mai multe detalii. Naiden Florin, salutare, am așteptat 2 săptămâni, un plic de precos și unul de țelină. De ce se livrează așa de greu? Da, îmi pare rău să... 2 săptămâni, prea mult. Da, știu că e mult. Sunt situații de genul ăsta, o să mai țin așa până în martie, o să țin așa. Eu am vrut să facem live-ul ăsta, la un moment dat am vrut să-l facem chiar în timpul programului, ca să vedeți ce e aici, cum se fac comenzile, cum intră ele într-o coadă. Probabil așteptarea aia de 2 săptămâni a fost dată din cauza unei indisponibilități. Nu pot să verific fix ce s-a întâmplat pe comanda respectivă. Cu siguranță, sau noi facem tot posibilul să ne îmbunătățim serviciul de livrare din perioada asta, din ianuarie, februarie, martie, aprilie, în fiecare an. E foarte, foarte greu și acum nu vreau să o ia cineva ca o scuză, că nu e o scuză. Mie, eu când aud astea cu 2 săptămâni, face aici părul, mă enervez, dar atât putem să facem acum. Noi lucrăm cu un număr de oameni în afara sezonului, cu un alt număr de oameni în sezon. De fiecare dată crește volumul, sau anul ăsta cel puțin a crescut volumul comenzilor comparativ cu ianuarie anul trecut. Disponibilitățile, cel puțin la Bulgărești, nu cred că cu precosul am avut probleme, dar la Bulgărești disponibilitățile au fost problematice și au fost din cauza că disponibilitatea de semințe din Bulgaria a fost mică în toamnă și sămânța a venit undeva în sămânța dintr-un anumit hibrid căutat a venit undeva în iarnă. Ei s-au concentrat cu tot arsenalul de ambalare pe acel hibrid pe care nu l-avea nimeni și pe care îl cereau toți. S-au golit stocurile la ceilalți hibrizi și atunci am așteptat să se ambaleze hibridul mai căutat, adică Rila, ăsta a fost hibridul problematic. Și am l-am așteptat, că noi nu e nevoie, cel puțin acum, să fac oricum valori suficient de mari cât să nu fie probleme la Bulgărești să le aduci. Dar dacă ei nu aveau ambalate da, pe stoc, atunci noi am intrat și am așteptat. Automat avem, din cauza că aprovizionări se fac zilnic, la noi vine și pleacă marfă zilnic, sunt anumite produse la care e setat când nu mai e pe stoc să nu permită comenzi, dar sunt anumite produse la care e setat când nu mai e pe stoc să permită comenzi, pentru că sunt situații în felul următor. Noi avem pe stoc 400 de plicuri de Rila, să zicem, da? Și vin comenzi pentru 500 de plicuri de Rila. Dar nu toate pleacă în ziua de astăzi. Nu toate pleacă nici în următoarele două, pentru că sunt comenzi de fitofarmacii. Sunt comenzi care așteaptă Rila și vrea și să-i aducem un agril negru de 50 de grame pe metru pătrat, care îl așteaptă pe ăla din Polonia și omul zice că vrea să-l aștepte. Și atunci Rila îți apare într-un program de gestiune ca rezervată, dar tu o lași la liber, la vânzare. Toate situațiile astea acumulate, că nu se întâmplă doar la un produs, sunt 5.000 de repere pe site, da? Sunt combinații din aceste 5.000 de repere pot duce la situația domnului în cauză. Eu cred că la domnul în cauză a fost problema la precos. Oricum, disponibilitatea. Da, a avut pe stoc și a trebuit să oricum, vină. Întârzierea standard acum este de aproximativ o săptămână.
Deci nu este o greșeală de umană? Nu. E întârziere de aproximativ o săptămână, pentru că atât, asta e viteza pe care, cu care colegii mei de la operare operează comenzile, le trimit în depozit, în depozit intră în fluxul de ambalare și mai durează 24 de ore până se livrează. E, nu e plăcut nici pentru noi, doar că eu aș prefera și vorbesc și cu mulți fermieri de-ai mei să mutăm achiziția cât mai, sau nu neapărat cât mai din timp, dar nici bă, vreau să semăn sâmbătă și mi comand miercuri. Noi nu putem să în momentan nu putem să facem și astfel lucrul ăsta. Să facem un serviciu. Din timp ați văzut, eu comanda de semințe fac la începutul lui decembrie. Și trebuie să, adică la domnul în cauză cu două produse, el intră în aceeași coadă cu oameni care au 30 de linii pe comandă sau 40 de linii. Și atunci marea majoritate a comenzilor din perioada asta, adică nivelul mediu e undeva la 9 sau 10 linii pe comandă. Și atunci automat că pe unul cu două linii poate poți să-l faci mai repede, dar unul cu 30, adică sunt comenzi cu 30 de repere. Poziția, am înțeles. Cu 30 de repere, le iau o oră jumate să le facă unei comenzi de genul ăla. Noi tot ce avem acum sau tot ce am încercat să facem și cu sistemul ăsta, cu VMS-ul, am băgat noi avem trasabilitate perfectă. Noi acum dacă un lot cu probleme pleacă și ni se semnalează de la clientul X că are probleme cu lotul Y, noi în secunda următoare vedem la toți clienții, vedem toți clienții care au primit lotul ăla și putem să-l retragem, putem să verificăm că poate a semnalat cineva o problemă, dar putem să verificăm, să vedem, există problema respectivă și în altă parte. Da, vă duceți la clientul care... Pe un device ca ăsta, aici intră comenzile în depozit, intră pe un device ca ăsta, se duce, scanează locația, scanează articolul și aici îi spune și lotul de produs pe care trebuie să-l ia și tot ăsta înregistrează undeva într-un sistem. De ce să are grijă loturile... ca să livrarea comenzilor să se facă... Da. În ordinea primul intrat, primul exact. Ieșit. Exact, da. Exact, îmi pare rău de întârziere, atât durează în perioada să asta. Să reținem numele și să verificați dumneavoastră. Naiden Florin. Da, o să verific. Domnul George Neagu ne întreabă, am multă umiditate în seră și am pierdut mulți butași de flori pentru căderea plantelor la flori, cu ce trebuie tratat? Butași. Trebuie să aerisiți, un ventilator, două ventilatoare. Două ventilatoare, deschidem ușa chiar dacă sunt 3-4 grade afară, ca să reducem un pic umiditatea în condițiile care afară este un pic mai mică. Dacă noi creștem umiditatea și creștem și temperatura, ăla e mediu ideal pentru toate ciupercile. Da. Nu numai, e un mediu ideal. Trebuie să facem tot posibil să reducem umiditatea și condițiile actuale, nu putem face decât dar dacă, creșterea temperaturii. Dar dacă e frică de previcur, azoxistrobin funcționează, deci amistarul funcționează, poate să-l dea fără probleme. Păi nu, e vorba de flori, poate să folosească previcur fără probleme, da, pentru că da, sunt butași, da. Nu poate să afecteze vârful de creștere. Bine, trebuie să aibă rădăcini, adică nu mai dar și amistarul și atenție, dacă e umiditate foarte, foarte crescută, nu știm sigur, poate sunt alte ciuperci acolo care, adică nu știm sigur dacă e neapărat complexul de ciuperci care cauzează căderea sau altceva. Nu, e mai mult, dar flori se întâmplă cu piciorul negru. Poate să-l alterneze cu amistarul pentru că azoxistrobinul este o substanță activă de uz general. Iordana Lovin întreabă, dacă ardeiul s-a cam alungit, ce trebuie făcut după germinare? A fost câteva zile nori. Regulator de creștere, acum depinde... Nu, e pentru că în frunze de răsărire e prea de vreme. Faci. Lumină și temperatură schimbat condiții, da, schimbat condiții, dacă vrei să-l ai poză pentru vânzare, da, poate nu... Nu, dar ardeiul se oprește din alungire. Asigurați-le lumină pe timpul zilei, deci puneți în cea mai sorită, în cea mai luminată zonă, probabil da. Că este... Dar după ce formează frunze, poate să folosească un stabilan odată pe după ciclu. Ce are frunze adevărat. Pe ciclu poate să folosească un stabilan sau cicogan, dacă găsește, poate să folosească ca să-l mai stagneze și chiar și zeama bordeleză. No, din experiența mea pe care o am cu urmăritorii canalului, majoritatea nu reduc temperatura după germinare. Dacă germinarea se face într-un spațiu din interiorul locuinței, au scăpat câteva ore, când au început să și în câteva ore s-au lungit, atunci trebuie imediat scăzută temperatura. Deci duși în solar și pe timpul nopții un 7-8 grade, zic eu că nu afectează. Și în felul ăsta inducem planta într-un sens, nu se mai alungește
Și treptat, da, treptat creștem și... Da, e mai bine să îi creștem și rezistența la... Facem o călire fără să vrem, da, odată și e mai bine, chiar dacă să reducem poate viteza de creștere, dar mai dar bine lumina decât este extrem de importantă. Da, și dacă lumina nu e bună afară, pentru că nu este bună, lucrăm cu temperatura. Adică dacă facem o temperatură prea mare și ei n-au lumină să facă fotosinteză, să intre în ciclu normal, normal că se alungesc. Deci, ca să compensăm lipsa luminii, trebuie să reducem temperatura. Da. Toate astea sunt corelate, toți factorii. Da. Trebuie să-i... Și un 10 grade, chiar și ziua, în condiții de lumină redusă, eu zic că nu încurcă. Adică n-ar trebui poate să doar să întârzie puțin. De exemplu, ieri, după ce am filmat, am văzut că a ajuns temperatura la 15 grade, tot nu s-a luminat afară, 15 grade, tindea să crească spre 16 și am oprit focurile și am redus 13, 12 și ca să nu am probleme cu alungirea. Da, intervalul 13-15, dacă se poate ține... Bună seara, domnul Ștefan, bună seara, domnul Oleg, doamna Iani, de la canalul de YouTube Grădina Bioleg Umic. Se revin și aici cu întrebarea, cum ne sugerați să facem rotația culturilor în solarii mici de 60-70 de metri pătrați ca să nu revenim cu tomate doar la 4 ani? Deci, să nu revenim doar la 4 ani. Nu am ce recomandare, o să mă gândesc... O să mă gândesc la, bine, acum, ca să la schemă. Nu am ce recomandare să dau acum din punct de vedere agrotehnic, care să fie conformă cu ceea ce spun cărțile. Păi din s-a vrea să vină mai repede cu cultura de tomate. Păi știu, nu am ce să îi dau la ea. Știu că e și, fiind și cultură bio, organică, numai 100%. Bio, da, n-ar putea să... Aș putea totuși să încerc să concep o schemă pe care să vă trimit și să ne bazăm pe aia, pentru că noi cu măsurile astea agrotehnice, cu măsura de asolament, ce încercăm să facem? Încercăm odată să nu sărăcim solul, să nu folosim aceleași substanțe, să nu folosim plante din aceeași familie care consumă aceleași substanțe o perioadă mai lungă de timp. Și să folosim plante care, lăsând odată reziduri în sol, să îmbunătățească conținutul de humus, materia humică a solului, da? Și atunci de-aia venim cu alte plante și care nu sunt afectate de același ciuperci sau de același patogen. Și atunci nu am ce răspuns să vă dau acum, nu pot să îmi vină în minte un asolament în care să nu introducem, sau dacă e cel după cărți, în deci care să nu vină la 4 ani. Mari fermieri care pun de 20 de ani numai tomate în solar, ei vin cu... Da, rar se întâmplă să facă asolament. Da, ei vin cu îngrășăminte și completează tot timpul... Vin cu îngrășăminte și automat vii cu îngrășăminte, vii și cu... Nu faci asolament, ai mai mulți dăunători, dai cu... Folosești mai multe pesticide. Eu vă vorbesc despre asta, e problema și la mine la pepeni. Noi folosim pepeni altoiți pentru că noi... Asta e soluția pe care am găsit-o să, la boala de sol, la fuzarioză, pentru că în Gheorghe Dușa toată lumea vrea să pună pepeni, nu mai aveai cu cine să schimbi și acolo nu se făcea. Ideal era să se facă un asolament sau măcar să vii o dată la 2 ani, că și aici am putea aplica. Băi, măcar să venim o dată la 2 ani cu tomata sau măcar să avem două culturi intermediare și să nu fie solanofructuoase. Adică avem tomată, avem, după aia avem, nu știu, aromatice sau avem varză sau avem fasole. Și chiar dacă să zicem că nu avem schema ideală de asolament din punct de vedere al aportului de nutrienți, îl mai corectăm din nutrienți organici. Dar pe subiectul ăsta, uite, o să încerc să concep ceva și oricum discut cu... Da. Domnul Constantin Marian, un tratament pentru mana de sol pentru câmp cât mai biopreventiv. Pentru mana de sol cât mai biopreventiv. În afară de Triptolemus, nu am. Nu Triptolemusul am micolizele pe care le putem da la plantare. Binoculăm, și ăla trebuie aplicare de întreținere. Adică îl dăm prima oară doză normală și după aia undeva la 3 săptămâni ar trebui, sau poate o lună, aplicare de întreținere. Depinde și de condiții. Cu doză mai mică. Cu doza la jumate.
Deci la plantare doză normală, da. Care ar fi câte grame, că nu, eu nu mai știu. Păi ar trebui să mergem cu doză de, zic eu, un kilogram. Este. Kilogram pe hectar? Nu, pe 1000 de metri. Ole. Am așa, 36 kg la hectar. Deci, 600 de grame pe 1000 de metri. 600 de grame pentru întreținere. Pentru prima aplicare. Prima aplicare. Și după aia întreținerea să fie la 300 de grame. Deci 300 de grame la 1000 de metri aplicată dar. Radicular. Aplicată radicular. Trebuie să ajungă la rădăcină produsul. Bun, și dacă e vorba de solar mic, ar veni 30 de grame la 10 litri de apă și câte o jumătate de litru și pe plantă. Și 400, 300, 400, 500 de mililitri la plantă. Deci între 300 și 500 de mililitri pe plantă. Da, da. Pentru aplicare manuală, ca să zic așa. George Neagu ne întreabă schema de tratament la răsadurile de legume de la semănat, repicat, plantat, care este distanța minimă între plante? Nu înțeleg. Schema de tratament la răsadurile de legume? Schema de tratament, noi avem și pe blog aici, avem o schemă, zic eu, destul de bună. Avem și schemă de fertilizare. Am drăgat mouse-ul, l-am scăpat când am coborât. Și schemă de tratament. Deci dacă vorbim despre tratamente pentru ciuperci, cum am zis și mai devreme, folpanul aplicat după semănat și în vegetație, după ce avem frunze adevărate, previcur sau amistar, Vortiva Top, în doze de 10 ml la 10 litri de apă. Pe parte de fertilizări, Prorutul, pe care l-am menționat și mai devreme, cu care se poate face imersia alveolilor după ce deja avem plantuțe cu rădăcini, se dizolvă într-o albie și să înmoaie fiecare alveol acolo. Acum, Simbiogrow, eu l-am dat și udat. Mi-este imposibil, pentru că am câteva sute de alveole cu răsaduri și ca să le imersez pe toate, mi-ar fi imposibil. Și am venit cu stropitoarea de sus și fac o udare, practic. Da, el se poate da și udat. Chiar am avut, la un moment dat, am avut tot un simpozion cu Copert, în care au și ei un produs pe bază de tricoderma și explicau că chiar și prin pulverizare, da, dacă dai un produs cu tricoderma prin stropire, chiar dacă nu va fi efectul ca atunci când îl torni la rădăcină, dacă la următoarea stropire o să spele de pe rădăcină și o să ducă în cub și atunci ea o să ajungă la nivelul rădăcinii. Eu fac o udare cu stropitoare, fac stropire și... Da, în afară de produsele astea două, de, să zicem, de folpan, previcur sau amistar, ar mai fi nevoie poate de un insecticid doar dacă observăm acolo insecte și probleme pe răsad, ar putea să fie doar la afidă și la trips, mă gândesc. Ele se pot observa cu ochiul liber, dar ideal e să montăm capcane lipicioase. Dacă nu, putem să luăm tăvița de răsaduri, să o scuturăm pe o coală și putem să vedem tripsul, că se văd ca niște dungulițe pe coala respectivă. Iar afida se poate vedea pe spatele frunzei, ea se observă ușor, este, mă rog, e ca un păduche. Ca insecticide se poate folosi sau în faza de răsad ori Closer, Mospilan, pe am discutat și în material, cred, am zis de ele. Cu respectarea dozelor, niciodată nu creștem doza, mai ales în stadiul de răsad. Putem să folosim Green Mix SB. Green Mix, dacă îl vrem, pe bio, Green Mix-ul se poate folosi și pe afide are efect, chiar și pe trips are efect și noi am avut rezultate foarte bune în vară, chiar și la culturi convenționale pentru ploșniță cu el. Un alt produs care ar trebui să mai fie inclus în tratamentul ăsta, tratament fertilizare la răsaduri, ar fi Simbio Micro Grow, pe care putem să-l dăm o dată cu prorutul la imersie. Și înainte de a ne duce cu plantele la plantat, Simbio Sprint cu cupru sau orice produs pe bază de cupru ca să
Cuprul are efect de combaterea multor patogeni, în special a manei. Bun. Haideți să trecem la următoarea întrebare. Carmen Mihăilă, ați vorbit mai devreme despre Bacteo Spain. Spuneți, vă rog, dacă produsul Beltiriul. Nu cunosc produsul. Beltehirul. BTH. Nu cunosc produsul, dar poate are același tulpin ca bactospeine, poate avea, trebuie Beltihirul. Insecticid. Dacă este cam același lucru. Ia să ne uităm la substanță, văd că e produsul lui Marcoser. Așa, dar nu văd unde. Dar după nume. Da, este același lucru. Este același lucru, da. Master Game, tuta nu se combate cu substanțe, sunt frecție. Când vine căldura, se află în toate stadiile de la 20 de centimetri sub pământ până pe arcele solarului. Cu ce cuplice se pot stropi legumele când sunt înflorite sau în pârgă? Nu recomand să folosiți cuplice când sunt înflorite. Deci nu prea e recomandat să folosim cuplice. Din această cauză, substanțele cuplice trebuie să le dăm la nivel de răsare. Da. Sunt anumite MPK-uri cu doze foarte mici de cupru care poate să asigură o întărire. Deci am primit acum e-mail de la colegul cu PPDL. Da. Așa că vorbiți după aceea. Da, 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 mă distrag. Da, o să răspund. Mâine. Master Game ne spune plasa anti-insecte, lămpi UV, capcane și la farfec frunzele afectate, cum apar, e cel mai recomandat. Da, plasa anti-insecte, da. Și sper să avem și noi o variantă bună de plasa anti-insecte, că aici sunt... Mă rog, sunt păreri din ce în ce mai diverse, da, în piață și... Da, cât de eficiente sunt. Sper și... să avem o variantă premium de plasă. Carmen Mihăilă, ce produse recomandați pentru fertilizare la zambile, primule, panseluțe în perioada de înflorire? Obligatoriu pluscote în substrat. Pluscotele în substrat, da. Asta e varianta primă și posibil dacă luăm un pluscote cu termen lung de descompunere, posibil să nu mai avem nevoie decât de una, două stropiri foliare pentru produsul Green Top se da, încadrează. Produsul Green Top se încadrează foarte bine, Și acum la primule și la zambile unde pot apărea probleme la înflorire, ar trebui un produs, un îngrășământ cu potasiu mult. Se pot folosi lichidele cu potasiu, se pot folosi produse cum e Bric de la noi, pe care l-am dat deja și l-am folosit pe partea asta. Se pot folosi lichidele cu potasiu, cred că sunt. Bricul e suficient. Chiar Green Top și urmat de Bric face treaba. Bricul ăsta este solid? Adică nu, este lichid. Și se poate face și soluție și udat cu soluția respectivă, nu? Se poate face și soluție și udat cu soluția respectivă, se poate face, bricul e absorbit imediat. Păi acolo s-ar putea să fie problemă, pentru că e încă perioada rece și primulele și zambilele să nu înflorească când trebuie. Dar tratamentul cu îngrășământul pe bază de potasiu trebuie început puțin mai devreme, adică cel puțin din februarie, aproape de la început, să putem să aplicăm 2-3. Da. Asta în cazul în care bobocii nu au tendința să se deschidă sau încă n-au apărut, atunci trebuie să forțăm un pic. Dar decizia asta este foarte grea de luat, să știți, și la profesioniști. Am mai vorbit cu ăștia și nici ei nu prea stăpânesc foarte bine.
când să aplice exact. Deci trebuie să fie o decizie personală. Oricum, la Zambilă n-aș recomanda, în afară de pluscote, n-aș recomanda să se facă așa de multe fertilizări. Și în, la Zambilă se trebuie lucrat cu temperatura. În final, la Zambilă contează foarte mult temperatura și lumina, astea două, ca să ai un rezultatul care trebuie, mă rog, și calitatea bulbului. N-aș recomanda poate doar o singură stropire cu acest bric, dar n-aș recomanda să exagerăm cu fertilizările. Cel puțin două nu cred că sunt. Eu zic că e suficient. Dacă are un, dacă are pluscotele acolo Zambilă, și dacă avem și o temperatură corectă. Dacă avem temperatură cum trebuie și aplicăm un potasiu la final sau mai sunt formulările de la Iara, era 311-38 care funcționa foarte, foarte, foarte bine, că avea și microelemente. Sau 10-5-30, la fel, pentru primule merge foarte bine. 10-5-30 o să-l folosească. Era cristalon alb, de fapt. Da. Olima 1974. Bună ziua, tuta absolută poate ierna sau depune ouă pe ața de palisare sau pe clipsuri? Bună întrebare. Nu știu dacă ouăle, da, ar trebui să poată să stea acolo cu siguranță. Da, dacă poatele sunt în sol, solar și agățate pe sus. Am văzut da. Mulți lasă ațele. Nu știu dacă legate. Preferă asta, dar poate să fie, da, sigur, ouăle poate să stea și acolo. Dar ouăle ar trebui să... Ouăle poate să stea acolo, adultul îl vezi. Nu? Deci ouăle ar trebui să moară la minus 2 grade. Dacă ajungem la temperatură negativă, da. Da. Deci ouăle... Dar până acum era risc la noi de să nu fie temperatură negativă. Am un prieten care e producător de răsadă și solarul ăla unde crește răsadurile nu s-a răcit deloc, pentru că a început producția și când s-au făcut bine cele patru frunze adevărate, le-a terminat direct. Deci trebuie să scădem temperatura câteva nopți, cel puțin câteva nopți în solarele în care am avut atac. Cât de mult posibil. Și să sperăm că vine și gerul, că a venit zăpada, ceva, dar trebuie să scadă și cu negativ. Ce umiditate ar trebui să fie în solar optimă pentru răsaduri? Optimă. În răsadniță? Da, în solarul în care creștem răsaduri. 60-70%. Între 60-70%. Ar fi ideal. La mine erau 85-89%. George Neagu, înființarea gazonului, am băgat mranița, am săpat fără să semăn gazon, în primăvară vor răsări o grămadă de buruieni, se pot stropi cu erbicid și după cât timp pot semăna gazonul? Se pot stropi cu erbicid, aveți și erbicide selective pe care le puteți da în gazon. Dacă să zicem că apar buruienile înainte să vrem noi să semănăm gazonul, dar n-ar fi neapărat recomandat, că asta înseamnă că ne ducem cu semănarea destul de târziu, dați cu erbicid total, curățați locul, semănați gazonul. Lăsați 7 zile, măcar 7-8 zile ca să fie tras erbicidul de planta de buruiană, planta pe care nu o doriți. Deci, total 7 zile pauză și semănați. Da, dacă nu, semănați gazonul cât de repede posibil sau pregătiți terenul, pentru că oricum buruienii vor mai apărea. Dacă terenul a fost îmburuienat, erbicidul la total omoară doar buruienile pe care le atinge, buruienile care sunt răsărite, nu are niciun fel de remanență în sol. Pregătiți terenul în primăvară cum trebuie, mărunțiți-l foarte, foarte, foarte bine. Nivelarea e foarte importantă la gazon, deci un tăvăluc trebuie să aveți la îndemână. Semănarea se poate face și cu un top coat, mă rog, cu un strat cu nisip sau unii o fac cu turbă, dacă nu semănați doar gazon, important e, dacă se face manual, să se facă în două direcții, adică de-a lungul și de-a latul, revin asupra tăvălugirii, că e foarte, foarte important să avem un teren cât mai drept, un teren pe care să nu băltească apa. După care urmează răsărirea și poate la momentul răsăririi o să aveți imaginea asta de bă, e urât, că mi-au ieșit buruieni, că terenul fiind gata îmburuienat sau fiind un teren pe care nu s-a lucrat în trecut, cu siguranță vor apărea. Există două erbicide, există sare de amină care se poate aplica pentru buruieni cu frunză lată și nu afectează gazonul și aici avem 2,4 de dicopur top. Oricare dintre ele, amino, pus în doze de 20-25 de mililitri la 10 litri de apă, pulverizat pe deasupra gazonului, omoară buruienile cu frunză lată din gazon și nu afectează gazonul.
După care putem da cu erbicide pentru cu erbicide anticostreice, dacă avem pir costrei muhor, dacă avem buruieni cu frunza similară, cu frunza îngustă similară cu frunza gazonului. Și aici se poate aplica Foxtrot tot în dozele astea de 20-25 de mililitri la 10 litri de apă. Ideea e că dacă lucrăm pe un teren care avea rezervă de buruian în sol, după ce omorâm buruienile, o să avem automat goluri în gazon. Și aici trebuie lucrat în două moduri. Trebuie lucrat la forțarea înfrățirii și forțarea înfrățirii sau înfrățirea o facem din tăieri. Tăierile trebuie să fie făcute constant, să fie făcute niciodată la mai mult de 1/3 din înălțimea actuala gazonului. Chiar dacă uităm să tăiem o perioadă mai lungă de timp, nu-l tăiem dintr-o dată de la bază, ci încercăm să-l scădem progresiv. Tăindu-l de la bază, nu facem decât să distrugem capacitatea de înfrățire. Iar noi, ca să avem gazonul, aspectul ăla de peluză, nu-l faci din, neapărat din numărul de fire sau dintr-o supra-însămânțare, ci îl faci din... Fiecare gazon are o specificare anume trecută pe etichetă. Dacă vorbim de gazonul profesional, spre exemplu, de Dark Green ăsta cu care lucrăm noi și care îmi place, e trecut 5-6 cm. Ai înălțimea de... De tundere. De, da, da, da. La, acolo deci trebuie să-l ții constant. La 5-6 cm. Și eu am constant. Văzut gazon 5-20 cm pe care... Da. Deci acolo se distruge clar capacitatea da, de înfrățire. Ideea e că pe ăla de... Nu neapărat, că el poate a avut o perioadă bună și a înfrățit și a ajuns la 20 de cm. Doar că în momentul în care noi îl luăm de la bază, după aia îi distrugem capacitatea de înfrățire și mai facem ceva. Noi mulcim, că indiferent cât de bună e mașina de tuns, o parte din resturile vegetale cad pe sol. Și mulcim, noi mulcim gazonul. Noi acolo creăm mediul de apariția ciupercilor. Pitium apare mereu și trebuie lucrat cu o greblă tehnică. Sunt grebe speciale de gazon care au niște dinți mai deși pe o parte, mai rar pe o parte. Râcâi din pământ, aduni absolut tot ce e rest vegetal, inclusiv după ce, dacă faci lucrarea asta de, cu grebla tehnică la gazon, după ce o faci, gazonul trebuie să arate urât, trebuie să nu-ți placă cum arată. Și după aia, culmea, la două săptămâni, dacă îl uzi, îi aplici un fertilizant și poate dacă ai goluri să însămânțezi, să mai arunci niște sămânță pe acolo, după aia iar pleacă în aspectul ăla de verde și de covor verde și frumos. Vlad Ion, Semințe Plante face și consultanță la nevoie, aș avea nevoie de niște sfaturi mai amănunțite pentru că este mai mult de explicat. Da, face consultanță. Am vorbit în material, dacă e pe mail, trimiteți la fitosanitar@semințeplante.ro, dacă e o poveste mai mare de explicat și pe urmă se face discuția la telefon. Dacă nu, direct, inițial la numărul din call center, din 031-425-2159 și după aia o să preia unul dintre colegii mei. Sunt 6 ingineri angajați la Semințe Plante. În funcție de problemă și specific o să răspundă cel care cineva dintre ei. În direcția, da, în direcția aia. Deci o să las adresa de mail în descriere, da, și numărul de telefon. Acolo poate să trimită sesizări de genul ăsta. Bună seara, doamna Gabriela. Joe Patrick. Pentru al doilea an la rând am primit semințe vechi ambalate în vara 2021. Ardei Caprima, Bihar, Vinete, Madonna, Roșii, Chiveli, Zucherino, Efunu, Sherry, Kier. O să expire plicul cu mult înainte să-l folosesc. Da, nu avem niciun fel de control aici. Tot ce... Dacă 2021 au cel puțin 3 ani termen de valabilitate. Nu, din punctul meu de vedere, semințele n-ar trebui să aibă termen de valabilitate. Ar trebui să fie trecută doar data ambalării pe el și să fie alegerea fermierului dacă vrei sau nu să folosești. Din experiență avem semințe noi, nou ambalate, care mor la câteva luni de la primire și nu-și explică nimeni de ce. Și avem semințe care e o roșie simpatie. Eu când am început să vând semințe, exista un lot de roșie simpatie. L-am vândut până anul trecut, deci din 2009 până același lot. Simpatie era spectacol. Deci roșia a reușit să germineze 93% când a fost ea ultimul stoc. Era de când nu exista firma Seminis. Încă nu se uniseră. Eu n-am ce să-i fac. La Caprima, spre exemplu, noi la Caprima noi nu avem mai multe loturi și alegem să dăm. Nu, ăsta e lotul pe care l-am primit. Ăsta e lotul pe care l-au avut toți distribuitorii o mare parte din timp. Ce trebuie să înțeleagă o parte dintre clienți, că dacă vor niște loturi noi, ar putea să le treacă la observații pe site acolo, zic, bă, eu vreau loturi noi, sau nu neapărat,
că asta poate să înțelege că avem și niște loturi pe care nu... vreau să știu datele de ambalare și atunci cineva de la mine îi spune datele de ambalare. Noi când livrăm un produs, eu dacă îl livrez acum un produs care e valabil până în mai, eu livrez o roșie care e valabilă până în mai pentru că din punctul meu de vedere roșia aia este viabilă. Dacă în mai roșia nu mai este... a ieșit în termen, dacă e trecut termen de expirare pe aia, atunci mergem și facem reanaliză la Inspecția de Calitate a Semințelor. Primim un rezultat, de obicei rezultatele sunt foarte bune la reanaliză, nu există situații... Sunt 90%. Probleme în general am avut cu anumite loturi, dar în general cu loturi noi ai probleme mai mari decât cu semințele, cu semințele reanalizate. De obicei nu stau semințe să se învechească aici, nu prea și sistemul de achiziție a stocurilor a fost în așa fel făcut încât să nu îți iei decât ce se vinde. Iar acum dacă vorbim de caprima, caprima se vinde în volume foarte, foarte, foarte mari. Nu există niciun fel de risc pe germinație, avem deja clienți cu plante de caprima foarte mulți. Trebuie să ne gândim și la asta, că dacă era o varietate din care se vindeau 5 plicuri pe an, atunci, băi, spuneai un semn de întrebare, da, mă, poate, deci, poate am murit se vinde sămânța aia, producătorul dar a dat ca prima, da, deja avem rezultate la, la el. Deci, dar ca să-i răspund, să-i răspund persoanei în cauză, nu avem aici niciun fel de control, pentru că, cum se discută, dacă prima se... mă rog, se negociază un preț, că se vinde mult, primești prețul respectiv, te uiți la lot, e valabil în anul ăsta, tu știi că tu îl iei ca să-l vinzi anul ăsta, tu nu îl iei ca să-l vinzi la anul, e valabil anul ăsta, atunci îl, îl pui ca și cum e la vânzare anul ăsta. Trebuie să țineți cont că, de ce nu vreau eu astea datele de ambalare, sunt semințe de păstârnac care au termen a se folosi în maxim 6 luni de la primire. Noi acum păstârnacul nu-l ținem de la un an la altul, încercăm să luăm fix cât vindem, cât estimăm. Până nu-ți rămâne, nu-ți ajunge, nu puteți să luați chiar fix. Poate lăsați păi nu, ideal e la păstârnac să rămână, da, să rămâi, să-ți mai trebuie. Oricum, semințele de pe un an pe altul trebuiesc ținute, am aflat de la domnul inginer Zoli, la 15 grade și umiditate de 60-70%. Nu sunt pierderi de germinație la temperaturi de peste, noi aici ținem 20 de grade, nu sunt pierderi de germinație la temperaturi de peste 20 de grade, decât la ceapă, la păstârnac, sunt anumite culturi la care sunt pierderi de germinație. Noi, semințele care sunt problematice, le avem în frigider. Semințele de flori, spre exemplu, semințele drajate, toate le ținem în frigider, toate sunt de acolo. Ica, bună ziua, am înțeles că... am greșit. Deci domnul Icăică ne întreabă, vă rog să-mi spuneți dacă există soluție să nu mai repicăm răsadurile și să încetinească creșterea și să se îngroașe tulpina. Să nu mai repicăm răsadurile, păi dacă avem căldură pe o masă, semănăm în 45 sau un. Dacă și ce facem cu semințele care nu germinează, cu golurile din albore? Le completăm, nu știu. No. Deci nu există. Nu am ce soluție eu am să dau, asta găsim o alternativă. Care dar, le repic. Și credeți-mă că operațiunea de repicare este cea mai costisitoare pentru mine, deci cea mai costisitoare pentru că o fac cu oameni, nu pot să repic eu atâtea, da. Singur, atâtea răsaduri. Și cea mai grea. Aduce cea ar mai putea mai... să pregermineze și să încerce semănarea la pensetă, dar e și mai greu decât suntem repicatul. Farmacist, nu. Este și mai greu decât repicatul. Deci, nu, la soluțiile astea nu există. Ca la erbicid. Dar dacă discută de o suprafață mică, poate ei, să nu obicei, facă. Nu, de obicei, cei care fac 200 de fire, ei nu vor să repice. Poate să nu, eu poate dacă aștept să nu 200 facă. De fire de lăsat pentru mine, le-aș replica de 4-5 ori. Deci eu vă spun lucrul ăsta pentru că pentru mine... în momentul în care am descoperit repicarea, am învățat să fac răsad. Atunci am învățat să creez răsad. Până să descoper repicarea, să învăț repicarea, cât de importantă este, până atunci n-am reușit. Cel puțin la roșii. La roșii e extrem de importantă. Sau, dacă vreți, varianta erbicidului. Tot așa, a întrebat cineva de erbicid pentru nu știu ce cultură și ne-a răspuns domnul Olegrama. Sapazin. Deci ăla e cel mai bun herbicid. Așa și la dumneavoastră, puțină muncă și le repicăm pe toate. Gândiți-vă că noi și țelina o repicăm fir cu fir. Bună ziua, Ricamene.
am înțeles că s-a aprobat o lege europeană care interzice tratarea semințelor de legume cu substanțe fungicide și insecticide. Dacă este adevărat, de când s-a aplicat și în țara noastră? Cu insecticide nu se mai tratează semințele decât cu derogare. Semințele de legume nu erau tratate cu insecticide de foarte mult timp. Dacă, nu știu, mă gândesc, în ultimii 7 ani cu siguranță n-am avut varietă tratate cu insecticide. Problema este, și încă e o problemă mare la fermierii de cultură mare, la cei care pun porumb și floarea soarelui, curățișoara porumbului. Ei nu prea au ce să facă, pentru că singurul tratament eficient este cel de tratarea seminței cu insecticide pe bază de imidacloprid. De obicei, în perioada însămânțării se dau derogări de la minister să poată să folosească de cultura mare, dar aceste... la legume nu se folosesc insecticide. Nu există nicio lege, din câte știu eu, care să interzică folosirea tratamentelor de tipul fungicidelor la semințele de legume. Există însă niște directive ale Consiliului prin care se renunță la anumite tratamente. Deci s-a renunțat la metalaxil, s-a renunțat la... Acum e fludioxonil, cred, substanța cu care se tratează la momentul ăsta. S-a renunțat la tiram, spre exemplu. Dar și asta poate să fie privită în mai multe moduri. Te gândești că doar Uniunea Europeană nu folosește tiramul, dar restul, deci tot ce ține de Asia, America de Nord, America de Sud, toată lumea folosește tiramul. Nu, din câte știu eu, nu este o lege care să interzică tratamentul cu fungicid la semințe. Dar veți găsi și în gama de semințe profesionale multe dintre speciile de tomate și de ardei semințe, ca semințe netratate. Am găsit eu semințele cele mai scumpe. Da. Dar în general alea mai tratate, nu se mai tratează. Pentru că la fel, și literatura de specialitate e, bă, acest tratament nu ți asigură o mare, mare protecție, tratamentul ăsta cu fungicide, și pentru că ei vor să țintească, mai ales pentru piața din Europa și fermierii de bio, pentru că dacă vrei să și ești certificat organic, poți să folosești semințe netratate, ți-ai la fel o negație, că nu se găsesc, acum se cam abuzează de aceste negații, că am început să găsească și sămânță certificată organic, dar ție o negație că nu se găsesc semințe certificate organic în comerț sau de unde îți cumperi tu, și pe baza acelei negații ai voie să-ți cumperi sămânță netratată și să o folosești ulterior într-o producție care va fi certificată organic. Doamna inginer Magda Tătineanu ne-a spus că toate semințele acum sunt... tratate cu biostimulatori. În mare parte, da, și noi avem de la cei de la Baker, cei de la Semiorto, vin cu un stimulator. Alea de la Baker sunt și albastre, că le-ați văzut. Vin cu un stimulator da, care grăbește puțin germinația și o face relativ mai uniformă. Dar este biostimulator. Dar este biostimulator. Avem și certificare pentru că a fost o situație cu un fermier care era certificat organic. Avem și certificare pentru el. Păi dai certificat, au EcoCert sau cine, nu știu deci cine era certificat. Adică aveți acte pentru agricultorii care pot să producă în sistem. Dar nu, ca să-i răspund, doamnei, nu știu de această lege. Nu cred că există o lege de genul ăsta. Sunt doar directive în care se renunță la substanțe, dar nu se renunță la procesul de tratare al semințelor. Cu toate că, bă, indirect, dacă renunți la toate substanțele, automat că semințele nu vor mai fi tratate. Dacă ai scos tiramul, ai scos metalaxilul, urmează fludioxonilul, na. Veronica Toma ne întreabă, am și o problemă cu musculița albă la florile ghiveș, mușcate, primulă și alte, nu pot scăpa de ea. Am dat cu de toate insecticide toate insecticidele posibile, vă rog să-mi dați un sfat ce pot să fac. Alternanță, insecticide în grupe diferite. Când... Prădători. Da, prădătorii o să fie varianta... Când sunt... Când sunt și pentru noi. Da, când, și când e foarte multă și când deja frunza s-a îngroșat cu așa... Știți să că, și ștergem, înainte se spăla cu pur. Deci puneau pur în vermorel și dădeau întâi un tratament cu, ca să curețe experimentul cu o frunză, și după aia veneau cu insecticidul, să dea insecticidul. Pentru că în situația în care se umplă de, adică nici sistemicele nu mai intră în plantă, nu le mai absorbă, nu mai funcționează. Și încerca și cu capanele picioase alea portocalii, pentru că dacă reușim să prindem adulții, le mișcăm. Da, ideea e să o iei de la început și
mă rog, și soluțiile cu Closer, cu Delegate, adică chiar dacă nu sunt soluții care să aibă neapărat și poate nu-i bine. Da, trebuie alternate. Trebuie alternate. Dar, și o să apară și un produs nou de la Syngenta care cu siguranță va lucra altfel anul ăsta. Dar Closer și Delegate poate să intre în programul de combatere. Bună seara, domnul Nicolae. Octavian Leca, bună seara. Cum putem ridica norma de îngrășăminte la substrat până la semănat? Putem ridica norma de îngrășăminte la substrat până la semănat. Nu sunt sigur că înțeleg, îmi pare rău. Da. George Neagu, MPK echilibratul de 20-20-20 se poate dizolva și înglobat prin sistemul Ventura? Da, normal. Da. Să fie un produs solubil, să nu fie... Să fie solubil 100%. Să nu fie granulat, că cu ăla te chinui să-l... Păi, de obicei, ăsta, echilibratul ăsta e granulat. E și pudră solubilă, dar se găsește și granulat. Acum, păi eu, și ăla granulat nu putem să-l băgăm în picătură? Dacă nu se dizolvă, dacă se dizolvă, da, dacă e solubil, da. Dacă nu e solubil, te chinui puțin. Și dacă nu e solubil, cum îl dai? Îl împrăștii pe sol și el are o solubilitate, dar nu e așa de ridicată ca astora speciale pentru aplicare. Deci îl dăm așa, tare uscată, împrăștiat pe sol? Păi ca o fertilizare de, atunci când faci general fertilizare de bază, nu îl împrăștii pe sol. Acum, depinde, eu am avut la un moment dat, cumpărasem niște granule din Ucraina, foarte ieftine. Am dat la pepeni și la mă fumam pe vremea aia și era vară, m-am așezat la capul locului, m-am prins o țigară, m-am așezat jos și am constatat că eu încă mai aveam pe folia, încă mai aveam granule nedizolvate după, deci din martie până la finalul culturii, că eram deja spre august. Și granula aia trebuie făcută în niște staturi și trebuie să dispară cu timpul. Dar se practică în zonele legumicole și chiar și pe la Doja, cumpără îngrășăminte MPK-uri de-astea standard, că sunt mai ieftine, și le bagă la moară și le fac pudră, ca să le dizolve mai repede. Și pe urmă le bagă în... Deci trebuie să vă asigurați că sunt dizolvabile și, 100%. Da, dar dacă vorbim de un MPK care e 100%, da, poți să-l bagi în venturi fără probleme. Star Videos, bună seara. Pentru răsaduri de flori anuale, petunii, etc., ce tip de osmocote recomandați să fie amestecat în substrat? Noi recomandăm pe pluscote, că asta a fost și... Pe și la pluscote aveți mai multe, aveți și de 3 luni, și de o lună. Și discuția, da, eu l-aș duce pe ăla de, pe ăla roșu. Varianta... Ar trebui să, recomandarea să includă și starterul ăla de o lună de zile, pentru că ajută suspanta atunci la început. Adică ar trebui făcută o combinație între 6 luni, 9 luni cu ăla de o lună. Să aibă și startul foarte bun. Da, dar ca recomandarea mea de pus inițial ar fi pluscotele ăsta 16-12, care este formatul de 4 luni. Deci era de 4 luni. Da. Și cu toate că nu facem chiar subiectul acum, dar formularea la osmocot 12-7-19. 12-7-19 la osmocot. Dacă la o vrea, și la osmocot, ca să-i răspundem și pe osmocot. Și asta cred că îl găsește pe 5-6, dar cu siguranță îl găsește și pe 3-4 luni în formularea asta. Încă o dată, formularea? 12-7-19. 12-7-19 de 4 luni, nu? Da. De 4 luni. Îl găsește și pe 5-6, îl găsește și pe 3-4 formularea asta. Domnul Florin Burdurișan, bună seara, roșiile Rila și castraveții Prut sau Siret mai au vreo șansă să ajungă până în martie? Dacă aveți comandă la noi cu roșii Rila, cu siguranță da, de castraveții Plus sau Siret, nefiind un produs cerut, n-a ajuns la mine, eu Prut nici nu văd că nu avem în ofertă, n-a ajuns la mine situația de lipsă. Dar dacă e comanda cu Siret și Rila, probabil întârzie din cauza roșiilor Rila. Cu roșiile Rila a fost o întreagă nebunie anul ăsta, pentru că s-au cerut mai mult decât
s-au ambalat, sau mai mult decât viteza lor de ambalare, că acum asta dar e problema. Dar mai trebuie să vină. N-am avut sămânță, da, am primit, care... noi am primit cu, ca să vă explic situația de la Geosem, noi puneam comenzi de 700 de plicuri de Rila și primeam 200 sau primeam 150, niciodată nu știai cât primeai. Și atunci, în parte, și tu dar există semințe ca să de... se onereze toate comenzile? Da, din câte știu, da, ideea e că viteza de ambalare este mică și na, distribuția nu suntem doar noi cărora, cei cărora trebuie să le distribuie. Dar cu siguranță vom mai primi Rila și toate comenzile cu Rila vor fi deci, onorate. Rila trebuie să ajungă, domnul dar Florin, dacă sunt oameni care se grăbesc, poate să se reorienteze spre Reana, spre Calina. Adică, acum vine întrebarea, acum, dacă dumneavoastră nu aveți Rila, celelalte magazine online au Rila? Cred că eu, din câte știu, am primit cea mai multă de-a lungul timpului, dar cred că este un moment de, o chestie de noroc. Adică e posibil la noi să se fi terminat și să găsească în altă parte la altcineva. Sau e posibil ca și... Care nu au așa de mult și nu vând. E posibil ca și la noi, că și noi avem și fitofarmacie, avem și segmentul de distribuție către fitofarmacie, avem și fitofarmacie din apropierea noastră, cărora le-am dat Rila, care nu au vândut atât de repede ca noi. Și avem și situații, dar nu vor să ne le dea înapoi. Avem situații în care le cerem, dă-mi le înapoi dacă nu le-ai vândut, că le dau în altă parte, dar nu mai vor să le dea înapoi. Domnul Lucian Marin, bună seara. Ce erbicid îmi puteți recomanda pentru cultura mare de țelină? Asta am avut și... Păi am discutat de challenge, mă rog, am dat eu un coment când era... Acum, dacă reușiți să găsiți Afalon, Linurex... succes, sunt produse interzise, sunt pedepse pentru asta, dar sunt produse care până acum în vestul Europei au fost folosite, în Polonia, în Italia și sunt produsele care lucrează cel mai bine la rădăcinoase. Dacă nu se poate folosi challenge și noi l-am folosit în ferme de rădăcinoase cu succes, iar pentru pircostrei muhor se poate da cu anticostreice clasice, cum e Pantera, n-aveți probleme. Dar cubă, momentan ce avem, da, ce avem legal și cu omologare doar challenge, din câte știu. Și ce e ideal, ce le place fermierilor este Afalon și Linurex, dar nu știu dacă se mai găsește pe piața. Bună ziua, domnul Cristian Ion, ne întreabă ce părere avem despre uleiul de nim ca insecticid. Nu l-am folosit, este un produs care e din ce în ce mai popular în partea de organic. Cu siguranță lucrează destul de bine pentru și până sufocare și până peliculă. Nu știu să fac o comparație cu beneficiul lui față de convențional, pentru că oricum 95% din ceea ce facem lucrăm pe convențional, pe insecticide clasice. Dar vom avea și noi un produs pe bază de ulei de nim. Laur Lari, ce să fertilizeze solarele înaintea frezării din primăvară, având orgebit și italpolina și am avut o problemă la varză, hibridul sarmalin și bucareste punu nu s-a dezvoltat mai mult de 1,8 kg. Aici trebuie să verifice în mod normal, n-ar fi trebuit să fie asta. Acum sunt curios și numărul de zile, ce număr de zile a fost, dacă a crăpat sau n-a crăpat după aia. Să verifice aportul de azot, că e posibil ca să nu fie avut suficient. Să verifice densitatea la varză, cu cât e mai rară, cu atât se face mai mare. N-aș putea să dau un răspuns clar, ar putea să dea un e-mail să-mi spună ce schemă de plantare a folosit, ce număr de zile a avut și când a constatat că au fost acele 1,8 kg, că poate, dacă vorbești de Bucarest, da, ai o varză de 75-80 de zile, atunci dacă tu constați la 60 de zile că, sau la 70 de zile care 1,8, poți să o mai lași puțin și vezi ce se întâmplă. Dacă crapă, deja e clar o problemă că Bucareștiul în general nu crapă așa de repede. Cred că aportul de azot, din ce încerc așa să-mi dau seama, cred că aportul de azot a fost acolo o problemă, poate chiar și aportul de calciu. Nu știu dacă s-a negrit la interior, poate unele din ele erau negre pe frunzele de la interior și atunci poate să fie o problemă și de la calciu.
la fertilizare, n-aș fi în varză, aș recomanda să fie un la fel acel 7-7-14 sau 11-11-21, deci formulări cu azot și fosfor echilibrat și cu potasiu puțin mai mult. Și după plantare să venim cu azot, chiar cu uree dizolvată, băgată pe picurare, cu formulări de azot lichide sau cu complexe cu azot mai mult, cum e carbumicul, ca să împingem în vegetație de la început. La varză e bine să-i dăm cu azot. Să vorbiți în particular, să vă dea mail pe da. office@semiteplante.ro. Deci domnul Laurari, puteți să dați mail și o să primiți un răspuns mai complet acolo. Da, ideea e că la varză veniți și cu alte informații. Poți să o forțezi cu azot în prima jumătate și în a doua te oprești, că pe urmă ți se veștejește după ce o tai. Pe urmă sunt probleme la calitate după aia. George Neagu, vermiculitul când revine în stoc? Nu știu, să n-am un răspuns aici din cauza că acum să dăm răspunsul clar și pe față, e inflație foarte mare în Turcia, prețurile ofertate acum sunt la nivel de dublu prețurilor de anul trecut. Am luat decizia de a stopa puțin importul din Turcia pentru că am fi la niște prețuri la care vermiculitul nu s-ar mai vinde, mai ales că e un produs relativ e puțin folosit pe piața din România comparativ cu ce se folosește în vest. La momentul de față nu am un răspuns, nu am o dată clară când va intra în stoc. Am fost în discuție cu acei producători polonezi, ați primit niște vermiculit de la ei mult mai bun calitativ față de ce aveam din Turcia. Acolo ne-am lovit de o problemă de preț și mai mare și mai pui și transportul. Nu avem vermiculit din sursă internă și atunci nu. Anul ăsta cel puțin nu cred că vom, până în toamnă nu cred că vom avea vermiculit. Joc Patrick, domnul cu semințele cu termen de valabilitate scurt. Mulțumesc de semințele de ardei, mi era frică, dar m-am liniștit. De semințele de roșii, doar ce am citit, sunt cazuri documentate unde au germinat și după 100 de ani. Semințele de roșii. Fiecare hibrid, fiecare soi trebuie tratat ca un individ separat și sămânța trebuie privită ca ceva cu viață. Adică dacă o plantă o privim ca ceva care are viață și sămânța trebuie să o privim ca ceva care are viață și care se comportă diferit de la un soi la altul în funcție de condițiile pe care le are, în funcție de în ce ambalastă. Carmen Mihail, anul trecut am avut probleme cu înflorirea țelină. Mi-ați putea spune de ce? Ce poate afecta în acest sens aplicarea regulatorilor de creștere la răsad? Da, cu siguranță poate induce sau poate induce și o plantare foarte, foarte devreme sau trecerea prin mai multe cicluri de cald, frig, cald. Deci plantarea prea devreme da, și face da. Diferența de temperatură între zi și noapte foarte mare? Da. Aici e ca la... Trecut 2 ani, țelina trebuie să știe, ea știe că trebuie să înflorească, să facă sămânța. Acum depinde, dacă era un caz izolat, era o plantă într-o solă, nici nu trebuie luată în seamă. Și ce contează și ce țelină era acolo, că sunt hibrizii noi, au rezistență mai mare la emiterea tijei. Gelul Lucian ne întreabă, la castraveți este bine simbiogrou de stropit? Adică să stropim cu simbiogrou? Recomandarea mea este ca simbiogrou să ajungă la rădăcină, chiar dacă și în ultimele discuții pe care le-am făcut cu producătorul și cu italienii, ei spun că băi, se poate, dar nu, efectul trebuie radicular. Rămâne radicular, e un produs radicular. Putem folosi pentru stropire Symbiotrive Mix, spre exemplu, și pe ăla. Avem calciu, avem matiune, avem... Da, 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 și ăla e un produs care... poate fi folosit și la stropire, dar Symbio Mico Grow este produsul pe care noi îl recomandăm doar radicular. Domnul Cosminica, ne întrebați aici ce înseamnă repicarea, deoarece nici eu nu sunt în primul an în care pun răsaduri și nici alte persoane nu cred că înțeleg procesul și nici întrebuințarea acestuia. O să, nu știu, lăsați-mi un comentariu pe YouTube, pe canalul meu de YouTube și o să vă trimit eu câteva link-uri de la videoclipurile în care am explicat procesul. În care ați replicat, cred că e cel mai bine, că așa, dacă... George Neagu, cu ce se dezinfectează ghivecele, alveolele, turba rămasă din ghivece vechi se poate refolosi? Da și nu, nu neapărat. Da, eu am mai băgat-o în alte amestecuri, dar pe care le folosesc la ghivece mai mari, la... ghivece mari unde pun plante mari în formă finală pentru creștere, nu știu, pentru 2-3 ani.
restul turbei pe care îmi rămâne după repicare, după aia am pus-o la compost. Bine, când este la repicare, după o lună de zile de creșterea răsadului în albiole de 200 sau de 104, am amestecat-o la repicare, în turba de repicare, dar a fost un termen foarte scurt. Nu vorbim de turbă de 2-3 ani și să o aducem din nou în turba în care semănăm. Ca dezinfectant, în serele high-tech se folosește menoflorade sau ecocid, sunt dezinfectanți speciali. Deci cu alea, băia dezinfectează pereții, geamurile, absolut tot. Aia omoară inclusiv deci tot ce ține, bacterii, virus, tot. Dacă vrea soluția clasică, cea mai bună de dezinfectat, e acest Meno, care se aplică pe alveole, pe ghivece, pe, Meno, aveți dumneavoastră? Pe tot. Meno, da, Meno, dar e un produs, mă rog, relativ scump. E un produs care face spumă în prezentare să și vede cum îl dau. Da, ați auzit produsul Meno care se găsește Meno pe site. Dacă nu se vrea să folosi Meno pentru că se consideră că e prea scump, atunci încercăm să ne ajutăm de zeamă bordeleză, de frigul de afară, de tot ajută, absolut tot. Iar cu turba refolosită, nu știu, nu, n-aș spune că, da, mai ales că deja anulăm efectul turbei, deja nu mai e steril acolo, nu mai știu. E ca și cum am luat niște pământ de afară. Adobriție Alex, bună seara. Un soi de roșii pentru ciclu lung. Vă rog să-mi recomandați. Un soi de roșii pentru ciclu lung e unul care nu e popular. Noi l-am, mă rog, l-am testat acum 3 ani prima oară. L-am adus de anul ăsta, se numește Bueno. E o roșie care e destul de echilibrată, destul de uniformă, are avantajul că se colorează bine și că dacă o tai poți să ai aceeași imagine la toate, fără umeri verzi, fără variații ale culorii, cu o cavitate seminală destul de mare, deci îți dă aspectul ăla de roșie, de sandwich, de roșie beef. Roșia are și pachet bun de rezistențe. Nu e neapărat roșia care să o compari cu roșiile moi de grădină, dar nu e o roșie fadă la gust. Aici trebuie să ținem cont. E foarte important să fie recoltată coaptă, nu recoltată în pârgă, decât dacă vrea să o valorifice, dar dacă vrea să o consume, trebuie să o recolteze coaptă. Să știți că și în momentul recoltării face o schimbare mare de gust, la care gust, nu este luată în calcul. Da, în momentul recoltării face. Iar la Bueno, ce e foarte important la ea, e creșterea foarte, foarte ordonată. Adică dacă te-ai uita, nu știu, dacă ai avea o plantă și ai pune un cilindru peste, n-ar depăși. Deci crește foarte ordonat față de un alt hibrid al nostru, față de Havana, este mai apropiată între etaje. Deci poți să o duci pe ciclu lung, lejer, nu e nici pretențioasă la să ceară anumite tehnologii de fertilizat, atâta timp cât primește potasiu pe final, reușește să-și uniformizeze cum trebuie culoarea, nu are nici susceptibilitate mare la putregaiul apical. Eu zic că e o variantă foarte, foarte, foarte bună, Bueno, și nu prea da? E luată, nu prea e luată în seamă. Se găsesc pe site, Bueno, se găsesc pe site. Bueno, da? Da. Alex întreabă, spuneți-mi, vă rog, de ce anul trecut răsadurile de roșii la transplantare în solar au stagnat aproximativ o lună, chiar au început să se îngălbenească, care a fost motivul și ce aș putea să fac să nu se mai întâmple? N-am cum să răspund la întrebarea asta, nu știu condițiile date anul deci, trecut. Deci, să spun eu, acolo a fost o temperatură prea mică, este de ajuns o singură noapte cu o temperatură de minus un grad, 0 minus un grad. Sunt foarte mulți factori. Și sunt afectate... Și apa multă, poate a băltit apa la plantare, poate... Nu știm ce s-a întâmplat da, acolo. Dar haideți să nu ne ducem în apă. Nu la știm ce s-a întâmplat acolo. Acolo este problema. Deci, poate a fost temperatura, dar e foarte greu să zicem. Aici intervine munca aia de investigat. Salare mici, clienții mei pe care i-am, vin, cumpără răsadul și le spun, vedeți că la noapte minus 2 grade, lăsați-le câteva zile. Și nu vor, las că le au acum, că le mai țin eu și mulți se duc și le plantează. Și nu interesează că la noapte sunt minus 2 grade. Și răsadurile sunt afectate. Nu irreversibil, pentru că nu mor, dar stagnează o perioadă, se îmbolnăvesc și își revin acolo singură, ușor, încep să crească din nou. Nu pot
face rotația culturii, dar toamna, dacă semăn în grădină spanac, după aceea pot planta roșii și ardei, se consideră rotația culturii? Nu. Nu se consideră rotația culturii. E o cultură scurtă, nu. Nu prea sunt luate în seamă astea, măsurile verzi. Că se poate face, se poate pune mazăre, se poate pune grâu în extra sezon și băgat apoi în pământ. Asta îmbunătățește structura solului. Cultură de siderate, cum ne, da, cum da, ne învață da, doamna da, Iani. Da, da, deci da. Aia... Nu prea se pune pres pe asta și ar trebui, la cine își face problema asta, ar trebui să aibă măcar niște mazăre sau niște grâu pe care să-l pună în afară, dacă vrea să nu facă un ciclu înspre, în iarnă, primăvară atunci. Dar clienții noștri de obicei fac salată. Să nu mai facem rotația culturii, nu? Îmbunătățim solul, fixăm azotul altfel. Deci varianta sideratelor, care este foarte bine prezentată pe canalul de YouTube Grădina Biolegum X, funcționează. Vedeți că ne... Carmen Mihailă, revin cu țelele înflorite. Am avut diamant F1. Vă rog să repetați dacă afectează aplicarea stabilanului pentru a ști ce fac pe viitor. Am plantat-o la sfârșitul lui aprilie, majoritatea au înflorit. Da. O singură aplicare maxim cu stabilan. Deci afectează... O singură aplicare maxim cu stabilan și la fel și cu doamna. Aș vrea pentru sezonul ăsta eventual să discutăm mai mult, să vedem și care sunt condițiile, că eu nu știu care au fost condițiile din aprilie de atunci. Deci... Să vedem și care sunt condițiile la plantare. Deci putem să discutăm puțin aici. Ideea e să nu avem o alternanță bruscă cald-frig, atâta tot. Carmen Mihailă, veniți cu un mail la domnul Silviu, pentru că este interesat de mai multe detalii, da? Ați avut diamante fund, dânsul vinde diamante fund. Da, 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 nu e, bă, și dați nu, un mail pe nu are hibridul problema. Dați mail pe office@aruncseminteplante.ro ca să... De fapt, office@aruncseminteplante, nu? .ro, office@aruncseminteplante.ro. Și vedeți cum... Discutăm acolo și iau da, și trebuie, numărul de telefon și putem să vorbim mai multe trebuie după aia. Mai multe detalii. Carla Ioan, a recomandat un site ok pentru comenzi plante, exclus Grădina Max. Nu am cum să recomand, nu știu. E destul de greu să faci comerț online cu plante și să le și trimiți sănătoase și să... Dar este foarte mare problemă cu ambalarea plantelor. Să influențeze pe parcurs. Adică noi aducem, ce aducem din Grecia, răsadurile de pepeni, sunt special ambalate, sunt toate pe palet, se transportă cu temperatură controlată, sunt în cutii special făcute pentru ele. N-ai cum să le întorci invers, pentru că palet sunt cutii de sus până jos, una peste alta, întărite cu bare de celuloză. Dar când ajungi să le pui pe curier, mi-e frică. Adică și noi ce aveam, pasiflorele alea și erau câteva plante și alea ajungeau vai de ele sau... Dacă se întâmplă să nu ți le ridice, să-ți vină înapoi, când îți vin înapoi, deja îți vin... Da, nu, îmi pare rău, nu cunosc și nici nu aș, nici nu cred că ar fi fair play să... Bun, Titel Nache ne întreabă, ce brix are Bueno și ce aciditate? Oh, bravo, nu știu. Cred că asta și-a gândit da. Întrebarea asta. Oh, oh, oh. Le măsurăm, uite, le pui tu la vară și venim la tine cu un refractometru și măsurăm. Dar să știi că nu e, din cauza că are cavitatea seminală mare, e o roșie care se simte acidulată la gust. Nu știu să-ți zic, o să mă uit să văd dacă am specificațiile cu valoarea brixului. Dar cel mai bine le pui tu și de la tine, îl venim și măsurăm, facem o emisiune acolo și măsurăm valoarea la tine. Bună, Black Sun, bună seara. Orgevit sau îngrășământ organic abono? Nu, sunt în măsură să zic oricare dintre ele, depinde... Nu, sunt relativ la fel. Sunt relativ la fel. De ce nu pot să, că răspunsul, dacă ar fi răspunsul organic? Sentimental, ar fi, unul dintre ele nu e, da. Așa, și abonul este organic. Da, dacă ar fi răspunsul cel mai, adică răspunsul ăsta, sentimental, dar ar fi abonul, dar... Deci, tinde spre organic. Cromax se poate stropi după răsărire sadurile de flori? O doză mai mică la după răsărire n-ar avea sens. Lăsați-le la frunza adevărată. Facă frunza adevărată. Da, Cromax, dar la Cromax cu doză mai mică la început, pentru că pot apărea niște pete aurii la început. Deci nu... Pe Cromax era mililitru la litru, nu?
Sunt oameni care urcă cu 30 la 10 litri și... E, păi prea mult, dar mult. La plante mari pot. Da, la plante mari și la Cromax chiar trebuie diferențiat. Adică deci când e mică, la 10 ml, la, să păstrăm doza. Chiar dacă am avut și situații în care că au zis, bă, am luat de 20 de ml, că am zis că e monodoza asta. Nu, nu e. Deci aia e pentru 20 de litri. Deci... Când sunt plantele mici, da, este bine cam la toate tratamentele să mișorăm dozele, da, și la Cromax ar fi bine 1 ml la litru când sunt plantele, da, mici, după care creștem treptat și doza. Da. Ce îngrășământ și ce doze recomandați la răsaduri pentru ca îngrășământul din turbă se spală la un moment dat și plantele încep să se îngălbenească? Ce îngrășământ și ce doze recomandați la răsaduri? Păi, am vorbit puțin mai devreme de ProRoot și Symbio Micro Grow. Eu zic că sunt... Deci astea două se pot da și împreună. Eu zic că sunt suficiente și se pot da și împreună. Și alternat. Nu văd să fie nevoie de altceva în plus, dar dacă ar trebui să fie ceva în plus, mă gândesc să fie o udare cu un fertilizant de tipul 15-30-15. Deja este chimic și eu ca crescător de răsaduri nu recomand folosirea îngrășămintelor chimice chiar de la nivel, da, de răsad. Da. Acum, eu zic că astea două sunt suficiente. Dacă vrem să creștem un fir de răsad de roșie într-o alveolă de 70, este normal că nu are suficient substrat ca, da, să se dezvolte frumos. Face ce poate să facă în 70. De aici ar trebui să vă puneți o întrebare, când cumpărați răsadul de roșie în alveola de 70 și este într-o perfectă stare de culoare, de mărime, frunze adevărate și așa, ar trebui să vă puneți întrebarea, dar cum s-a dezvoltat roșia asta în alveola de 70? Da. Cum a ajuns la... Acum e vorba numai de îngrășământ, clar, s-a dat îngrășământ ca să se... Da, da, da. Daniel Dinca, bună seara. De 2 ani unele roșii nu dezvoltă vârf. De la primul etaj menționez că doar la soiuri am această problemă. Acum, nu știu dacă a aplicat Previcur domnul direct sau nu. Am mai avut situații, nu am un răspuns. Am avut și la Buffalo Stick într-un an. Păi nu a făcut... Și acolo s-a aplicat Previcur? Nu. Din genetică, din semânță? Da. Deci probabil s-a întâmplat ceva în producție doar la un singur lot și culmea la toți clienții, că am avut și eu din lotul ăla plante, că e, adică și anul ăsta aș fi avut dacă nu era criza de sămânță, că nu mai e sămânță. Buffalo, adică n-a fost. Cum a spus? Buffalo Stick. Este o roșie de la Cloz care se încrețește, deci că e bulgărească, dar, la aspect, dar care cât de cât o fermitate mai bună și producție o bunicică. E roșie de, adică cum aveți Country Taste-ul, spre exemplu, mai creață sus la colet, mai mare, puțin strâmbat, așa, îți dă, ălora care vând la tarabă le place foarte mult, că are aspectul ăla comercial. Deci, în primul rând, problema de la vârf, puteți să aruncați pe Previcur, dacă ați folosit Previcur Energy, nu ați ales momentul de aplicare corect. Dacă nu, uitați că poate să fie și din genetică, sămânță. George Neagu, graniță care nu este învechită de timp, se poate împrăștia în grădină, afectează grădina de legume, granița și îngrășământul echilibrat în același an? Deci, dacă nu este învechită, mă gândesc că este gunoi de graș crud. Da, ar putea să... Dar o cantitate mică, moderată. Dacă e cantitate moderată, atâta timp când nu schimbă pH-ul solului, da, nu are... Revenim iar la pH-ul solului, o să iau un aparat din acela să... Nu are ce să afecteze, decât că ți duci acolo buruieni pe care trebuie să le combați după aia. Și se poate aplica în grădină și mraniță și îngrășământ echilibrat? Da, de ce nu? Acum cu echilibratul ăsta e de discutat. De obicei nu prea ai nevoie de îngrășământ echilibrat, ai nevoie de alte formulări. Dumneavoastră, dacă fertilizați cu îngrășământ echilibrat per total, deci în toată grădina, dați să mănânce și la toate buruienile. Tu ai nevoie de alte, asta da, deci tu ai nevoie de alte formulări. Echilibratul a fost și inventat ca o soluție de marketing, de o soluție de dat ce, dar e al pe ăsta, că ai de toate în el. Ionel Drăghici, vă salut.
am o întrebare, am răsat de salată 6 frunze în alveole, ce tratament le pot da? Nu le-am făcut nimic tratament până acum, cu ce le pot îmbunătăți? Îmbunătăți sau tratament? 6 frunze pentru... adevărate în alveolă de... Scrieți-mi aici ce alveolă este și mă gândesc că ar trebui plantată, dacă nu o faceți pentru da. Vânzare. Păi azoxistrobinul ca tratament, deci amistarul ca tratament Amistar. De stropit. Ce am spus și până acum rămâne valabil Symbio Micogrow plus Prorut. Și ca fertilizanți, pentru că cubola e deja consumat, ar trebui... Da, Symbio Micogrow și Prorut și după plantare carbumic atât radicular cât și foliar și să monitorizeze că depinde când plantează condițiile, de acum sunt condiții care o să-i ducă probabil către un botritis pe acolo, către... Da, dacă plantează în perioada asta, clar. Dacă da. Are sursă de da. Căldură. Să verifice da. Solul, să vadă dacă are probleme cu sclerotinia, sau dacă știe că are probleme cu sclerotinia, să aplice triptolemus direct. Că momentan, în afară de tricoderma, nu mai avem altă soluție. Da, tricoderma n-a apărut în stol, nu? Nu, dar o să apară. Trebuie să apară, că se apropie repicarea și... O să apară. Domnul Sorin ne întreabă, îngrășământ tip MPK pentru 2 luni înainte de plantare? Nu sunt sigur dacă înțeleg. Îngrășământ... MPK pentru 2 luni înainte de plantare. Da, nu știu, adică cu 2 luni înainte sau ca să ajungă 2 luni de zile? Nu înțelegem întrebarea. Nu, deci dacă discutăm de un îngrășământ cu eliberare controlată, e cam mult să-l dai totuși și pe ăla cu 2 luni înainte de plantare, zic. Dar dacă discutăm de îngrășăminte clasice, atunci... Cred că 2 săptămâni înainte de plantare, în funcție de cum îți faci. Spre exemplu, eu la mine la pepeni le dau, folosesc cu îngrășăminte cu eliberare controlată, dar le dau cam cu 3 săptămâni înainte de plantare, că nu-ți iese altfel, că vine procedeul, ai hrănitorul, mașina de întins folie, mașina de întins banda de picurare. Și tu trebuie să te asiguri că tu ai absolut toate astea întinse până când îți vin răsadurile, că dacă ai condiții de plantat, să plantezi. Atunci îl dau înainte, dar dacă folosești îngrășăminte convenționale și dai pe o suprafață mică, atunci nu văd de ce ai aplica, mai ales că tehnologiile noi de acum nu mai sunt calea din Ucraina pe care le-am găsit eu. Acum se dizolvă destul de repede, încep să elimine nutrienții, să elibereze, nu să elimine. Avem și un client mulțumit aici pentru cei care zic că întârzie comenzile, probabil nu sunt mereu pe stoc. Pentru mine sunt top semințe plante. Ionel Dăghici, alveola 32. Alveola 32, salata este în alveola 32, destul de mare alveola pentru salată. Uh-huh. Puteți să o mai țineți acolo, deci puteți să interveniți cu fertilizanții. Symbio Micogrow, Prorut și Amistar. Și Amistar. Ca să fim siguri că o păstrăm sănătoasă. Ar trebui, da. Și grijă mare la... Ar trebui să întârziați puțin dacă plantarea. Apar urme de botritis, folosim Signum Switch, cele pe care le-am menționat mai devreme. Nu, Daniel Dincă, nu am folosit previcuri, este o posibilitate să fie de la frig. Roșiile au fost plantate la jumătatea lunii martie, solar dublat. Nu mai țin minte, a fost o întrebare... Nu cred, erau cele fără vârf. Da, nu cred. Dar oricum presupun că solarul a avut la jumătatea lunii martie, nu. A avut din copii da, și s-a dus. Se întâmplă la Rila, pentru că și eu cresc foarte multe Rila, am avut și eu reclamații din răsad. Uh-huh. Fac 4 frunze adevărate și după aia nu mai merg departe. Și nu-mi dau seama în alveolă și vin oamenii înapoi că n-am mai plecat 20 de fire. Le dau 20 de fire, știu, se întâmplă, da. Da, doamna Cati. Pastilele de turbă expirate de 2 ani mai pot fi folosite? Nu cred că expiră pastilele de turbă. Pastilele de turbă nu expiră, deja sunt au uscare. Ele sunt doar dacă sunt ude, dacă le-am udat și le-am uscat sunt. Dacă le-am udat și le-am, atunci le mai folosim, dar altfel nu sunt. Chiar sunt care mi-a arătat domnul Silviu că au făcut cei de la Jifi și alveole speciale pentru pastile. Să pui Jifiu. Să încapă fix, că așa o luau pe aia de 45, dar bălângânea. Și aici o să crească, iese puțin la suprafață și poți să așezi jifiul pe tavă. Deci
pot fi folosite. Da, cam astea sunt comentariile. 1,50 lei, domnul George Neagu. Anul ăsta o să vând și eu cu 1,50 lei. Este destul de târziu. Amândoi suntem foarte obosiți. O să închidem acest live. Mulțumim. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebări. Mulțumim pentru... Și mulțumim. Vă așteptăm în continuare. Pentru sfaturi la fitosanitar@trimiteplante.ro, orice întrebare pe care o aveți în legătură cu cultura, cu produsele pe care le vinde acest magazin online pe office@trimiteplante.ro, și o să fiți contactat și telefonul, puteți să lăsați și un număr de telefon, pentru că timpul este foarte limitat și de multe ori și eu procedez în felul acesta, ce număr de telefon sun, că să putem să ne înțelegem mai bine. Da. Comenzile întârziate cu siguranță o să apară, și eu am avut probleme cu RIRA, că a fost discuția mai devreme cu RIRA. Da. Eu am făcut comanda la începutul lunii decembrie, mi s-a spus că RILA o să primesc în ianuarie și am stat liniștit și am primit-o. Dar am avut prioritate pentru că eu am făcut comanda. Pentru că și comenzile durată da, face sunt în ordinea venirii, nu? Sunt în ordine. Deci trebuie să vă grăbiți puțin cu comenzile. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și a stat alături de noi. Până data viitoare vă doresc numai bine. Mulțumesc, mulțumim că ați fost cu noi.